Emi, frate și confrate, vreau să spun ceva, majestate. Băi, tu, ca să mă înțelegi puțin, bineînțeles, tu ești Emi, dar nu ești doar Emi, bineînțeles și asta, dar tu ești tatăl meu. Când am crescut eu, au avut doi prieteni foarte buni. Era unul, Tiberiu Dăion, ei s-a cam noi în București. Tiberiu Dăion, pe care nu l-am văzut decât în poze vechi. Și Tiberiu Dăion a pățit cam ca și tata, pentru că s-a întâmplat din astea, dar s-a poate ști cum e. Eu cred că și eu, dacă aș fi redactor de revistă și ar veni un tânăr la mine, bă, să fie Byron, mă, zice, băsule, uite, lasă-mă să le citesc și tu mai vino, mai scrie. Deci, înțelegi? Nu, în schimb, și asta a făcut tata. El a fost conștient că, bă, până la urmă tot mă publică, până la urmă se întâmplă ceva. Și s-a întâmplat. Dar domnul Dăion, deși era tânăr, făcuse filologia, da? Da, bine, acum imediat. Nu. Ăla a avut un manuscris foarte bun poetic. Erau prieteni, deși era diferență de generații. 20 a fost. Și l-a refuzat. La Cartea Românească sau nu știu unde. Și atunci tipul o cedat. O zis, domnule, dacă nu mă publică, a făcut ca pictorul ăsta de aici, de la Unciuc. Mare pictor și el a făcut 30 de tablouri. Le-a expus la Viena și dacă nu s-a vândut nici eu nu mai pictez. Nu mă predau la școală pictura. Deci e ceva, nu, atitudine din asta. Tata nu s-a lăsat. Iar altul e domnul Ardeleanu. Domnul Ardeleanu, îți arăt cartea. Acum am dus să pun niște apă, frate. Bine? În domnul. Pentru că trebuie să-mi iau pastilele de fiecare zi. Și asta să știi că e dar mare, bă. De-aia era, s-a inventat berea și alte cele pentru drojdia care să sporească creierul. Dar oamenii au rămas la bere și la alte alea. Când acum sunt pastile. Injecție, mamă. Acum, prietenul tatălui meu a pus puțină apă ca să fie sigur aici locul, cât se poate. Prietenul tatălui meu, nu aduc și microfonul, că mi-au pastile în altă. Păi, frate, prietenul tatălui meu, ăsta primul, sunt alea pe al doilea. Deci, domnul Dăion, pentru că a fost respins la editură, pe nedrept, cartea fiind bună, de versuri, nu mai știu ce, cum, nu știu, bine, eu l-am zis, bă, boșilor, dacă voi nu mă vreți, eu renunț. Dacă voi nu mă publicați pentru că aș putea fi un poet de talent, acum nu înseamnă să fii Sadoveanu, dar oricum, poet, în general, cam la începutul anilor 80 a fost treaba asta. Și era un tip sensibil, cu părul mai lung, un pic așa, semăna un pic cu Gian. Dar era un om foarte ca lumea, nu? Un prieten cu tata, nu. Tu știi că și tata lui fratele Ștefan, prieten cu tata. Nu, și ce vreau să spun? Băi, bostul. Asta au zis, domnule, lăsați-mă voi în pace,
Eu am studiat aici filologia, 5 ani la București, și eu mă apuc să fac afaceri cu cărți. Eu am început să fac afaceri cu cărți. Deci cu cărțile altora, nu ale sale. Până când eu am făcut de ver că e un tip super inteligent, să aibă anticariatul, cred că încă din anii 80, cam așa, de la universitate, de la, nu neapărat universitate, de la Facultatea de Filologie din București, înțelegi? Acolo pe hol, sau unde avea el, avea pe sau afară, dacă era, avea, vindea cărți. Și tata mergea la el să cumpere cărți. Altul a fost un elev, adică îi un elev, a fost copil, care este autorul acestei cărți. Este primul, poate și cel mai mare steinhartolog din România. Cartea asta a apărut la editura Humanitas, fost editură politică, pe care a reciclat-o domnul Liceanu. Și ca să citească și ca să scrie, uite, ca să publice această carte, uite, frate, cum am văzut eu prima dată, uite, Steinhardt, ca la poliție, de fapt, în fine, poate la poliția secretă, uite aici, pătratul negru. Eu citit toate documentele lui secrete, adică pe care le făcea Republica Socialistă România împotriva lui. Da, sunt gata. El a murit. El a murit pe 31 martie 89. Așa îmi amintesc. Deci sau s-a născut. Nu, aici am zis despre domnul, despre prietenul tatei. Dar nu ne zice când a murit, când s-a născut Steinhardt. Bun. Ce vreau să spun cu asta? Vreau să spun că suntem prieteni. Asta vreau să spun. Și altceva. Da, mi-amintesc. Acum, eu am vorbit cu tine și vrem să mergem amândoi în misiune la autorul acestei cărți, să-i spunem una alta. Vreau și în primul rând vreau să spun ceva. Adică ție, oamenii cei mai serioși în literatură nu scriu sau nu publică postum sau nu li se publică postum prea multe cărți. Dacă vezi că pe un tip că vine la tine cu 50 de cărți postume, e ori un Jack London, care dacă nu era socialist, poate nu publica nimic, și murea în mizerie. Și ca să nu mai zic că socialismul îi compromite întreaga operă. El e un fel de precursor al realismului socialist al lui Gorki. Deși era american. Și deși oamenii erau exploatați. Și probabil că mai sunt. Și sunt. Dar nu poți să privești. Deci ai nevoie de o piramidă. Nu înțelegi? Chiar dacă e numai trei colțuri, ești tu, ești statul, care ori fi el, sau patronat, nu știu ce, dar mai ai nevoie și de perspectiva cerului. Înțelegi? Uite ce mi-a spus mie un proletar în timpul comunismului, în pocăit. Deci, comună de el. Și aici lucra cu copii, făcea lucruri manual, era templar. Mi-a zis, dragă frate, era din 30 născut, știi? A murit ca prin 2005. Dragă frate, spun, s-a întâmplat și el, cu, era familist, mă, era ca altă dată, nu era el, capul lui săracul. S-a întâmplat că n-am avut mâncare în casă. S-a întâmplat. Și am stat. Ce să fac? N-am avut mâncare în casă o zi. Am mai stat a doua zi. N-am avut mâncare în casă, iar n-am avut mâncare în casă. Și asta vreau să zic că și ei care informau, poate că, bă, dacă s-o spiră, vai, nu mai am ce mânca, pe cine să tot? Poate pică ceva. Păi aia zice, dar în a treia zi, o venit mâncarea.
Și n-a făcut nimic. Deci, înțelegi? El plus, și asta se putea întâmpla că până la chenzină, tu știi mai bine, îmi amintesc de când zicea mama. Dar chestia e că omului era frecat, știi? Uite, pentru tine nu-i. Nu mânci nimic azi, familia nu mănâncă nimic, a doua zi nimic. Bă, stai puțin, mă, că stai pocăi, mă, ne bate în loc de el. Cum am pățit eu cu fratele păstor, Gini, nu? După aia mi-am dat seama, stai mă puțin, bă. Păi așa tâmpită-s eu, să te iei cu păstorii de gât, să le iei la DNA. Păstorii, chiar dacă îți, oricum ar fi și nu-l critică, zic, trebuie măcar să înțelegi că ceva ce ține de sacru acolo. Nu poți să judeci un păstor cum judeci un ateu. Mă refer la stat. No, bun. Și ce povară au ei pe, nu? Dar vreau să zic despre altceva. Vreau să-ți mai spun un lucru. Ca scriitor, și de asta vezi la domnul profesor. Da, ca scriitor, toți vrem să scriem cărți multe. Nu? Cum spă rafturi. De alea, romane, toți. Sau, uite, se întâmplă că scrii niște poezii care sunt izbutite și ți le publică. Și ai primul volum de poezie, bucurie mare. Așa am pățit și eu și așa pățesc poate mult. 60% de oameni care debutează, care publică în România, că România e țară poetică. Bun. Și într-o zi se va reevalua poezia din România și se va decanta acele poeme frumoase. Nu, bun. Dar după aia cheamă pe domnișoara care a scris volumul, știi? Chiar mă amintesc, era o domnișoară, o doamnă ce Dumnezeu era, dar ea lucra la spital, la urgență, și stând nopțile de gardă acolo, mai văzând un alta, scria și ea niște poezii. Până s-a adunat un număr oarecare și nu știu, ea s-a gândit, cineva i-a spus, o, sunt poezii frumoase, de ce nu le publici? Și le-a publicat. Și-a chemat-o la Radio 2, Radio Cultural, înființată în 1952. A, doamnă dragă, deci lucrat la spital, sunteți medic, sunteți... Nu știu dacă nu era chiar medic sau asistent, cam așa ceva. Și așa, și era la urgență, în condiții grele, da, făceam liniște acolo, sufletul meu, scriam acele poezii. Deci, și acum ce vreți să faceți? Acum vreau să scriu proză, să construiesc, să scriu, nu știu dacă nu zici, și roman. Deci, înțelegi, de la niște sentimente, de la niște icoane frumoase, nu? Vrei să te puți, nu, vreau să fac acum pe ductul Silviu. Absurd. Apoi, chiar dacă să zicem că treci prin viață, cum treci, și vine o zi când, bă, gata, pot să scriu proză, știu să scriu proză. Pot. Și atunci scrii, și atunci ești încă tânăr, dar nu știi că ești încă tânăr. Sau, oricum, și dacă știi, nu asta e contează. Contează să scrii. Să scrii. Ca acolo păvișnița sau cârtița sau cățelul pământului care mai sapă un pic în pământul ăla tare și greu și mai face acolo. Nu. Și scrii și atunci se întâmplă chestia aia. Iară vin și domnul scriitor, autorul, vai, frumos a scris, dar cum ați putut să scrieți așa ceva? Păi nu știu, domnule, vezi. Meserie. Și apoi ce se întâmplă? Nu se întâmplă mare lucru. Se întâmplă ceea ce lui Borges s-a întâmplat în câțiva ani. De când vedea până a orbit. Ce se întâmplă? Păi se întâmplă că tu ai putea să mai scrii. Normal că ai putea. Nu știu dacă cu același succes. De exemplu, Steinbeck a încercat toată viața să depășească The Grapes of Wrath, Fructele Mâniei, și n-a mai scos așa ca al doilea
decât iarna vrajbei noastre. The winter of our discontent. Nu. Și ce vreau să spun? Deci ideea e că scrisul e ceea ce contează. Nu cartea, roman, memorii, jurnal sau mai știu ce. Sau poezii sau epigrame, haiku, orice ar fi, limeri. Nu. Contează scris, tu și scrisul. Tu mergi prin scris. Chiar dacă o să ajungi într-o zi de nu mai scrii decât pe Facebook și nu-ți mai salvezi și orice om poate să te raporteze și să te șteargă sau să-ți închidă contul. Nu s-a întâmplat din asta. Înțelegi? Dar ce contează ești tu și scrisul. Cum pentru sculptor, el și Dalta. Sau el și degetul. Care pune acolo în ochiul Galatei geana aia. Înțelegi? Asta e, ceea ce, asta e arta mare. Nu că să le faci la serie. Scot acum poezii la serie. Și într-un fel, englezii nu au fost răi cu Hendrix. Au zis, bossule, ai ajuns sus, din jos, din ce stat erai, vai de capul tău, ai ajuns sus. Ai făcut 3 albume în Anglia, în Londra, cu tu, vai de capul tău, și bețiv și așa, cu 2 englezi s-au cântat în surle și chimbale. Ce vrei mai mult? Du-te, domnule, acasă și stai și tu liniștit. Dar el nu a vrut să înțeleagă. Și o reînființat-o din nou, dar nu aceeași format. Cumva schimb aceeași denumire, dar nu era aceeași formație. Jimi Hendrix Experience. Și după aia s-a supărat și cu ăia. S-a făcut Gypsy Sun and Rainbows, au cântat la or the band au zis, au cântat la Uso. El nu ziceau să nu cânte, nu de asta era chestia. El putea să cânte cu oricine. Chiar era o spusă la de la formația Animals. Era 4 chitări odată. Da, de aici. Am vorbit cu Marius. Ce vrea Marius? Ai spus cum mănânci tu salată? Am uitat, dar i-am spus, da. El mănâncă salată, m-a întrebat. I-am spus să nu mai mănânce numai pui. Mănâncă numai puiul gol. Nu, mănâncă cu cartofi. Pui cu cartofi, bă, asta nu-i de asta. Și auzi că are către 60 de ani acolo. Păi are. Nu. Mi-a spus, bă, vezi că mama mea s-a dus la 63 de ani. Dar au zis, eu am trăit. Ascultă, bă, mâine vine bună, fă bine și fă-ți aici, curat, acum, hai. Că eu... Da. Mâine poate mă duc la hase și n-am timp să tărgășesc pe aici. O să-mi fac. Uite, acum am fac curat. Frumos. Îți pui aici ce trebuie să... Nu mai ai ceva de mâncat. Dar afară de dulceață de aia dulce. Nu, i-am dat-o lui Nicușor, dar nu mai ai. Altceva nu ai? Pasul la pasul. Aia mâine, tată, că dacă mănânc numai fasole după aia... Păi ce să mai am? Ai mâncat, am mâncat de cine? Aia am brânză, nu? Dă niște brânză cu pâine. Brânză de oaie? E brânză bună, nu? Brânză n-am mai mâncat, să știi, domn profesor. Domnul Batistuta. Tovule! Marele Tov. Mai știi cum era odată, tăticule? Tov. Pum. Cutare. Tovarășul cutare. Dar știi ce e interesant, tăticule? Nu mai striga pe aici. Când domnul Andrieș... Nu mai striga. După Revoluție nu mai cântat așa frumos ca și nu când era interzis. Nu. Atunci chiar au avut
au scos niște cântece foarte frumoase, ale interzise. Împăratul. Da, știi că patriarhul rus este... Mai încet, mă, că nu sunt sur. Este patriarhul verde. Nu, nu. Poartă sutană verde. Nu. Asta nu ce nu mă interesează. Și nu. Patriarhul nostru poartă sutană albă. Nu. Nu știi. De fapt, e teoptist. Nu. Tot în albă. Fă-ți, mă, uite, curat, atunci. Uite, numai pâine pe acolo. Fă, scoală-te și fă-ți curat, mă, ia spatul tău și umbră. Da. Am făcut curat. Nu mă pite pe acolo. Ai dreptate. Dar cum vine asta să fii patriarh în verde? Ce înseamnă asta? Că e în centrul Moscovei. Probabil că Rusia e verde. Nu? Da, bun, am făcut curat, tata, am făcut. Să știi că am făcut curat. Uite aici. Da, bun. Și ce vreau să zic? Deci, Jimi Hendrix îi zicea, domne, era al nostru. Și cânta... Când băga el la chitară, era ca patru odată. Dar, deci, da. Patriarhul ăla, cheamă primăvara, să îmbracă în verde, nu? Dar nu e un tip rău, să știi. Păi nu, el... El face liturghii cu copii. Păi dar corul nici... de copii. Dar nici ăla, nici Putin nu-i băiat rău. A fost la Atos, a făcut... Ctitor, au făcut biserici. Nu, acolo e oligarhia, ca trusturile germane. Din au făcut biserici pe acolo. Oligarhii îi pun să facă. Nu, pun, strigă mai tare. Nu. Că e acolo mănâncă. Eu am surzit, mă. Da. Nu, dar așa am bătănit. E acolo mâncă hai. Carne de morță. Bă, mortule, ai cerut mâncare. Nu mai cere mâncare că nu mănânci. Păi nu, că trebuie să mă spăl pe mâini. Spală-te! Da, dar mi se termină bateria, domn profesor. Și pe aia ce fac? Da. Asta așa este. Hai să vedem cât spațiri mai avem. Nu mai prea avem. Atunci l-a șters. If I could turn back time, if I could find your way, Yuma. I don't know why I do the things I did. Tată! Îți place de Cher? Da, ce tot nu să spui cu o veioză? Nu, ce tot mai zis de veioză? Da, verifică becul, că l-am filat și după aia l-am... Nu, dar ce ai avut tu să umbli cu veioză? Ce ai tu cu veioză? Păi am căutat telefonul. Bun, și... Atins veiole, ce-i cu asta? Păi nu mă pricep. Să nu fie, ce? Să nu facă vreo scurt. Auzi, mă. Ce vrei să faci? Words are like weapons, they wound. Til. Când mă gândesc, mă, cum n-am ascultat eu pe til și mitil, nu se cred. Am pus odată începutul și sau când am.
Bun. American, nu. Hai că doar mai avea spațiu. Băi, frate. Cum ați murdat pe mâini, cum mugi cu pâine, știi? Bă, auzi, Emi. Deci, scrisul este ca un drum. Unii oameni zic, domnule, să nasc în familie sau sunt negri sau emigrează sau mamă, trebuie să te las și să duc la dracu' prazii. Și acolo o iau peste bot, peste cap, ca și ăla din cuore, nu? Aici e carte, cărții. Ăla de-o mers la măsă și o salva viața. Na bun. Și după aia ce zice? Stai mă, ca și fiul risipitor, nu? Asta e idee, dacă până și Iisus o zis ideea asta. Și eu nu de la el am putut. Și stai mă, că vezi, acasă taică-mi nu mă bătea în cap. Prietenii nu mă furau. Păi da, ce ai dumneata cu ce vorbesc eu și cum? Păi eu am neuroni activi. Nu, ce să fac cu ei? Să-i tai jos? Ce să le fac? Așa e creierul meu. Eu respir, tată, eu respir. Dacă nu respir, mor. Vrei să nu respir? Nu, dacă nu te-ai băgat și dumneata în vorba, vorbi mai încet. Dar așa vorbesc și mai tare ca să mă auzi. Nu pot. Acum și eu sunt dascăl, ce? Nu, am și pata la ma, dacă vrei să știi. Eu sunt dascăl la traducători. Și la poporeni. Ce să fac? Defect profesional, n-am bai cu dumneata. Înțelegi? Ce bai să am eu cu dumneata? Dar eu sunt un mare, eu sunt Demostene, domnule. Eu citesc cartea roată. Și o pun pe bandă odată. Și când citește Felix tare, se aude în adunare. Și când citește Felix la coană, plânge mama din icoană. Înțelegi dumneata oare cine este Felix mare? Am creier, ce să fac? Dacă vrei să vorbesc mai încet, dă-mi bere. Și atunci nu o să mai zic nimic. Nu, bun. Nu, și asta aș vrea să zic la prietenul acesta, Adrianu. El își spunea studentul negru. Știu de când eram mic. Venea la noi, când aveam 2-3 ani. Îmi amintesc. Și mă duceam, eu mă speriam, nu știa ce e student negru. Și n-aveam noțiune atunci de om negru, știi, din Africa. Atunci erau studenți de culoare sau alte rase. Și mă ducea la mama, mamă, a venit studentul negru. Și zicea mama, du-te și spune la tata că a venit studentul negru. Deschide la studentul negru și o deschidea la căl. Așa mi-amintesc. Era un om simpatic. Îi un om simpatic. Era, nu, din amintire. Dar ce vreau să zic, drag? Asta e chestia cu scris. Și într-un fel, dacă te uiți și la Steinhardt, care putem, și eu asta am spus din start. Eu, dacă aș fi trăit pe atunci, nu știu acum dacă să mai fac dosare de aceeași magnitudine. Acum, de fapt, cu atâtea s-au apucat oamenii să-și fie propriilor securiști. Să ceartă, să filmează pe polițiști și în alte țări. O lipsă totală de cultură. Dar, adică una e să zicem că un polițist îți dă o amendă și vezi, uite, așa se face un proces verbal făcut ție
Și după aia mai scrie ceva pe acolo pe stradă și te gândești, stai și te gândești, bă, poate o să-mi zică ceva omul ăla. Deci asta e o atitudine. Și alta e când vin trei polițiști pe tine și femeie și așa, să te caute de arme și tu cu camera pe ei acolo. Nu, că nu mă căutați de arme, că eu n-am chef ca voi să mă căutați pe mine de arme. Deci, nu. Dar asta nu este treaba mea. Dar de ce eu să spun? Eu vreau să vorbesc despre scris. Dom'le, când faci contract cu Dumnezeu, că copii, ca artist, unii sunt cu pianul, alții sunt cu vioara, alții sunt cu gorduna, alții cu ciorfii, alții sunt cu scrisul. Unde îți sună pe creier, înțelegi? Că părinții te îmbie cu de toate la început. Dar când vede, bă, ăsta e poet, ăsta e lector, ăsta e lector, ăsta nu știu. Apoi numai pe alea ți le mai bagă, nu mai ai voie să te joci, nu mai ai voie, înțelegi? Să te duci pe, nici ca Eminescu săracul, pe câmpii, pe munți, pe deal, pe cetăți. Și atunci ce vreau să zic? Și acum nu zic pe pupe. Eu cred că am scris și în burta mamei și la asta mă gândeam la spital când am fost în 2013, așa, ce am terapie intensă cu doctor Terpe. Și mama, și asta mă gândeam de-a lungul vieții, că mama, fiind o mare cititoare și profesoară și așa, probabil că când a fost gravidă și eram în burta ei, ea citea cărți. Cum uite, de exemplu, dacă, să zicem, e o țigancă, nu? E o țigancă și o lași însărcinată. Și aia stă pe pat acolo și ea ce să facă? Dă mamă cu biciul în mine. Cântă. După aia zice, ei, hei, când eram țigancă. Înțelegi? Trebuie din astea. Sau mai zice, doină din dos, doină din gorj, ne scoate din ea, știi? Nici ea nu știe de unde. Nu. E același lucru. Și atunci eu când m-am născut, am făcut, de fapt, am spus primele trei cuvinte care sunt un haiku. Acum haiku îl înțelege fiecare cum vrea. Eu întâi am spus primul vers. Tata. După aia am spus al doilea vers. Papa. Și pe al treilea vers a fost mama. Și aici cumva se vede, ca să mă înscrim puțin, îți place filozofia indiană, mie îmi place foarte mult. Deci tata Brahma, a zis Eminescu. Papa nostru, a zis mama. Când trăia săracul Ioan Secundus. Ioan Paulus Secundus. Din Polonia. Carol Wojtyla. Bun. Și după aia am zis mama. Și mama, care e mama? Mama e tabula rasa. Aia care după ce toți copiii mănâncă la petrecere, nu? Și se duc acasă, ea e Shiva, și care vine și face curățenie. Nu? Pe masă unde au mâncat. Te vezi, ăștia sunt prietenii tăi, mănâncă cu ei. Și mai este un aspect la papa ăla, nu știu dacă știi, dar tot timpul e în curc, este Krishna și Vishnu. Deci nu știu, Krishna e deitatea, zeul, și Vishnu e incarnarea, sau Vishnu e zeul și Krishna e incarnarea. Cred că Brahma, Krishna și Shiva, da. Krishna e, cum să zic, Iisus în cer, Vishnu, Iisus pe pământ. Și Rama este o altă variantă a lui Iisus pe pământ. Și au fost mai multe. Și în Bhagavad Gita, care este un dialog sacru, Mahabharata, deși eu prețuiesc Rig Veda, dar acolo un oarecare rege, poate Vishnu, poate altul, vorbește cu Krishna, dacă nu mă înșel,
despre felurite aspecte ale înțelepciunii în viață. Lucru care este foarte interesant pentru că în volumul parcă 5 la BPT din 1001 de nopți se numește Panchatantra sau despre înțelepciunea necuvântătoarelor, animalelor. No, bun. Au soare de influență, fost chestii frumoase. Mai mult ce să spun. Deci, cu scrisul nu îi să le faci stas. Înțelegi? Nici capetele noastre nu sunt stas. Înțelegi? Uite, asta e cartea lui Nomul Gheorghe. Aici. Asta e un Ion Pilat. Bă, și mai groasă. Uite, ăsta e alt Ion Pilat. Dar aici, volumul 4, aici se traduce. Uite cât o muncit omul. Nu pentru el. Și asta e de apreciat la munca de traducător. Băi, frate, nu că să-ți faci tu ție epoleți până la Dumnezeu. Bă. Nu! Ăsta sunt eu. Ăștia sunt ei. Germană, franceză, spaniolă, portugheză, americană, engleză, ce mai fi. Uite, altă carte. Ăstea sunt cărți din vremea lui Moise, poate. Nu înțelegi? Mai mult ce să zic. Deci, e un drum. De la rugăciunile părinților tăi când ești gestat ca o vită în burta mamei. După aia fiecare face ceva. Înțelegi? Mircea Cărtărescu a apucat un creion de tâmplărie. Poate ar fost bine să facă tâmplar. Poate că asta era și destinul lui. De nu ieșeam din obsedantul deceniu în care se pare că intrăm din nou. Eu am făcut un haiku la un an. Sau nu știu exact ce vârstă avea. După aia, în fine, și vreau să, dar ideea e că scrisul sau pictatul sau ce faci tu, însă, uite, de exemplu, a fost un scriitor care zicea, domne, eu când scriu o carte, și el era un tip din ăsta, că vai, eu sunt scriitor, eu trăiesc din scris, și asta de ce? S-a apucat un fel de snobism și la început a fost un fel de ambiție și acum e imposibil. Victor Hugo a scris el niște chestii care au scos toată Franța în picioare și într-adevăr a făcut bani. A scris Hernani de sorbătut la reprezentație. Prima dramă romantică. L-am învățat la școală. Uite, n-am citit-o, dar am învățat la școală. Iar apoi au scris Mizerabili, în care, vai, dar cum puteți să scrieți că există ocnași buni și bazacorii din astea și fete orfane, virtuoase, care crescute de ocnași pe jurământul fantinei moarte? Ce idei sunt astea? Sunteți un... Și cum puteți să-l apărați pe Napoleon? Și trebuie din astea. Și atunci oamenii nu că au fost scandalizați, că vai, că, dar au fost puși pe gânduri și atunci se cumpărau. Mai ales într-o eră în care se cumpărau cărțile. Înțelegi? Atunci se cumpărau cărțile. Și se citeau și așa. Bun. Dickens, iar a avut succes. Între ruși, unii într-o fostă. De exemplu, unii erau bogați, Turgeniu, alții aveau moșii, Tolstoi, alții le știau pe toate, Gorki, alții Dostoievski, l-au primit bursă în Siberia, cu torturi, cu de toate, numai să, bă, spune-ne odată cum e sufletul rusesc, vrem să știm. Cam aia a fost, cred că, problema. Când i-a dat acel Nou Testament cu cele 10 leva, cei 10 ruble, bagota aia, o decembristă. Și ce vreau să spun? Scriitorii sunt ca scriitorii. Dar
E un drum, mă. E un drum. Asta încerc să fac. La vârsta de un an faci un haiku. La 4 ani faci 3 poezii. După aia te-a pus să te rogi. Și ai un fel de poezie. Mergi mai departe, pe clasa 7 faci traducere. Din engleză, din germană, nu se știe, dar se știe. Bun. După aia, bă, eu vreau să fac traducător, să traduc, să nu știu ce. Bun. Mă duc la limbi străine, învăț, traduc la ore. Fac lecții, peste lecții. Făcut 2 ani într-unul, în gimnaziu. Bun. Mă duc la școală, la cea mai bună școală, la limbi străine. Bun. Și după aia, nu, așa, m-a atras pe mine, că m-a atras... Și Stalkerul ăla, și Shakespeare, și toate astea, și citea, cât am, în fine, și m-am dus. Apoi, dar eu, și Teatru TV, aveam noțiunea asta de Teatru TV, totul frumos. Cum zice fata aia, when the boys are tall and the girls are pretty. No. Asta a fost, de-aia m-am dus la teatru. Acolo oamenii sunt buni, deci dacă pe scenă sunt buni și în viață sunt buni și acolo. Dar abia anul ăsta, sau în fine, am realizat ceva. Teatrul, s-a spus despre paleologul, Alexandru Paleologul, nu toate paleologul, Tasu. Că a studiat vreo 2 ani teatru, tot regie, și a abandonat. Și asta e ideea, deci te duci, iei, înmagazinezi tot ce ai nevoie pentru ce vrei să faci, fiecare vrea altceva. Și după aia dacă vezi că, bă, stai că și din alea și din alea, lasă-mă, frate, în pace. Înțelegi? Dacă mai ai și dispute cu șeful de catedră, așa, știi, călugărești, atunci, nu. M-am dus. Dar cu ce mă gând m-am dus? M-am zis glad. Hit the road, Jack. Jack Kerouac. Și atunci, cum să spun, da, cred că ideea lui era că dacă aș rămas în Cluj, aș fi ajuns un Jack London, trebețiv, adică nu știu ce ar fost, dar că oricum nu mă potriveam cu orașul ăla, pe când dacă mă ajunge acasă și aș scrie, eu știa ce scris, aș... fi mai bine ca Jack Kerouac, pentru că care era diferența și cu ce i-am bătut la cap tot timpul? Jack London era socialist, era ateu, îi disprețuia pe creștini, pe când cum să zic, Jack Kerouac era un mistic, era un bietific. No, și asta nu să spun. Deci, cum ar fi să fi scris Jack London? O scris pe drum? Păi să zicem, mai scriu o carte pe drum. Acum mă duc în altă parte. După mai scriu o carte. Deci, asta vreau să zic. Opera literară este asimetrică. Oricum vrei să iei. Este asimetrică și e bine să fie așa. Este, cum să zic, nu se compară, frate. Nu se compară. Deci, Nichita Stănescu prin anii 70 sau poate în anii, zicea când era mare și tare,
Într-un fel, ăștia, ca să fac o comentarie, care poate tu știi, ăștia care vor să scrie mult, să facă să dreagă, fac dintr-un fel de a se simți tare, le place să fie admirați. Ceea ce are Iisus spune, că e cărturare care îi se place să facă plecăciuni prin piețe și care nu fac rugăciuni mulți, multe și lungi de ochii lumii și mănâncă casele văduvelor. Înțelegi? Da, la ce le simt ideea stănescă? Care nu, deja se depășește în sine. Zicea, domnule, deja în 70, că nu se mai punea problema de nobă pentru Nichita, așa că mai de două voci pe zi. Zicea, la Epica Magna, cred că, sau la Opere Imperfecte. Zicea, domnule, nu trebuie să scrii mult. El nu mai scria. El le dicta ca Hitler, știi? La nevasta cu tare sau la nevasta cu tare. Dar zice, sau la cu tare sau la cu tare. Nu mai multe. Dar zice, mai bine să scrii haiku, un pe haiku. Deci la el haiku era un poem de 3 versuri. Oricum ar fost acele versuri. Ah! Sunt o pată de sânge care vorbește. Nu, că aici profesorul, mai bine să scrii 11 haiku-uri de astea tași și barosane, decât să scrii, nu știu cât o zis el, opere, opuri, mediocre. Adică Timotei și Pariu, fost mediocru, nu mai știu ce a făcut, dar zic și eu. Timotei, Cipariu și toată gașca lui. Sau ăla, cu memorandumul. Sau supraștivă. Adică, și poeții înnebunesc. Fără Hristos, de ce? Bă, dar au un fel de a sunt de nebuni în fiecare literatura lui. Acum, cu globalismul, încep să ne mai crească și nouă, știi, pirișoare. Deci, care are treaba? Nichita Stănescu cum să zic, dragi? El a zis, vai, săracul Labiș, cel mai mare dintre noi toți, cel mai fericit de muze și nenorocit de soartă. Vai, săracul Labiș. Tot cu asta au ținut-o. Până în 66 cunoscuți acele 11 regii din care nu înțeles nimeni nimic. Numai că în loc să fie 13, sunt 12. Și când a fost publicată prima dată, au publicat 11. Deci a trădat pe Labiș și pe Eugen Simion. Chiar aici am pe Eugen Simion. Dimineața proiectul. Dar n-am știut. Eugen Simion este unul din acei puțini oameni care, cu aspect de om de la țară, dar cu mare sensibilitate, a fost președinte Academiei și nu știu, la USR sau ce fost. La critic. Și el avea dragoste, bă. Nu ca azi. Scrie o poezie, bă, să fie de aici la lună. Și după aia zice în presă, pe mă pâșcă în pulă.
Așa e atitudinea. De atunci am avut o mare cultură a criticilor. Ion Simuț, cred că mai trăiește. Ilie Constantin, ăștia erau mai mintite, dar erau foarte buni și munceau. Eugen Simion, Nicolae Manolescu, fostul critic foarte bun la vremea lui. Până ce după aia a făcut compromisul pe 97, pe Pro TV. Și alții, după aia, ăia de la Cluj. În sine dutabil. Nu? Da, și asta vreau să spun, de exemplu, profesor de-a meu. Liviu Malita. Aici, cred că învățăm noi ceva amândoi. Noi aici suntem în barbacanele lui Iancu. Zicem că facem cultură. Nu, nu facem cultură. Facem religie. Bun. Tu să nu crezi că profesorul meu L.M. a scris la viața lui, acum nu ne luăm că le plănuiește la postume. Și a scris pentru bucuria de a scrie. Mai mult doar că te-a publicat. El nu a publicat foarte mult. Și chiar a scris niște cărți în care studiază cenzura în sistemul comunist. Deci cărțile, nu cumva noi să ne lăbărcăm pe hârtie, că doar așa, și ăștia să scrie totul calculat pe pagina. Pe pagina de carte. Până acolo să se ducă. Să oferim. Nu. Adică asta vreau să zic. O carte e un lucru mare. O carte nu e că o publici. Se poate că așa pare. Poșota lui Stavele, cine l-a mai publicat? Acum 800 de ani. Știi? Drag. Da. Hai să studiem un pic. Murim proști. Avem internet, mă. Spune-mi, mi-am făcut și eu azi o plimbare până la crucea satului. Am filmat firul ogorului și ce mai era pe acolo, dar nu le mai... Da, bun, deci mergem la... Ca să vezi, băi, cum se face carte românească. Să înveți. Și, ca să nu mai zic ceva, fraierii ăia. Uite, spre compensație. Cioran voia să nu facă nimic. Marius. Dar totuși că nu, avea el gânduri sau poate îl mai lua peste picior, au scris 5 cărți. Cam așa. În românește, când era în română. Până în 37. Au scris Pe cumele disperării, nu mai știu ce. În fine, au scris el ce au scris și au scris Lacrimi și Sfinți.
am mai scris două cărți. Silogismele de amărăciunii și încă una. Și, schimbarea la fața României, da? Și după aia am mai scris o carte care nu s-a finalizat, Îndreptat pătimaș, care a apărut. Bun. După aia s-a dus în Franța și acolo n-a lucrat nimic. S-a înscris ca student. Și la 37 de ani i-a pus în vedere, bă, nu mai veni aici la noi la cantină, pentru că tu nu ești student. La vârsta asta, ce student mai vrei să fii? Ca să nu uităm că acest Sartre al nostru, Cioranu, a studiat și a fost profesor un an. El avea facultatea de filozofie terminată, de litere și filozofie. Nenea Tatu a fost coleg cu el. Așa mi-a spus tata. Acterian, Harshavir, ăla, filozof Acterian. Dar și ce vreau să zic? Iar el acolo, bă, stai puțin, bă, că nu pot să stau chiar așa, bă, țară capitalistă, nici lumea, că nu. Și atunci ce să fac? Mă apuc și scriu. Și atunci a uitat, așa, nu mai vorbit românește și și-a dezvoltat un... Deci, cărțile lui Cioran sunt apreciate de două feluri de oameni. Hai să zicem de trei. De filozofi, de nebuni și de stiliști. Sper că ne-am înțeles. Bun. Și atunci ce vreau eu să zic? Că cea mare credință care nu te lasă. Și atunci a scris vreo 10 cărți, cărticele, care le-au publicat Gallimard de milă și nu, mai câștiga de pe ele, să mai împrumuta, mai primea câte un ceva și dar în schimb trebuia să primească vizita la tot felul de relaxați care citeau cărțile, îi spuneau, domnule, am vrut să mă spânzur și m-am urcat și m-am uitat la scaunul pe care stăteam și am observat că aveam picioarele murdare. Și atunci Cioran îi spunea lui Liceanu, în interviu, de tipul ăla, un tip gras, așa, că faptul că avea picioarele murdare. Și Cioran atunci cumva n-a înțeles sau poate s-a făcut că a zis, domnule, ce te mai interesează pe tine că picioarele sunt murdare sau scurate? Nu, picioarele erau murdare. Deci era un fel de scoateți ciorapii din picioare, că locul pe care stai este loc sfânt, nu? A zis domnul Moise. Deci nu poți. Și aici putem să ajungem la o soluțiune în tragedia acelui om. Nu te poți duce la Dumnezeu cu picioarele murdare. Nimeni nu se duce cu picioarele murdare. Nu? Bun. Să lăsăm acum pe Cioran. Dar vreau să spun că ăștia au fost cât puțin mai normal decât ce era în țară la noi. Și nici nu era prea normal, nu era unul care să zică cum zici tu de Iisus Hristos, să ne închinăm la Iisus Hristos, să primim iertarea lui Iisus Hristos, să ne pese de Iisus Hristos, să iubim pe Iisus Hristos. Dar, ca să revin la ideea mea, domnule,
Și cărticelele lui Cioran, știți, cam toate la fel. Același format. După aia s-a apucat de la liricul de început în România, s-a apucat la aforistic. Și cumva sca niște casete. Casete audio. Sau CD-uri, cum le zice. Ălea românești casete audio. Și ălea, sau mai degrabă, ălea românești CD-uri. Și ălea străine de la tratatul de descompunere, precis de decompozițion, pe care l-am citit, până la Aveu et anatem, mărturisit și anateme, care a fost ultima lui carte, era în 90, cam așa. În anii 90 n-am mai scris nimic. Au fost casete. Înțelegi? Pe casetă, fiecare bandă mai multă, fiecare mai puțină, fie că e dublu CD, dublu casetă, cât o fi, dar caseta e casetă. Are nevoie de loc în care să intre, uite, să-ți arăt. Să vezi. Este adevărat. Ăsta era un mare stilist. Cioran era un mare stilist. Vezi? Aici se băga odată caseta. Era un mare stilist. Aici e CD. Chiar avem un CD aici, Debussy. O serie. Și cum să spun, dar caseta e atât. Un haiku, cât ar încăpea un haiku pe asemenea casetă? Dacă vrei să bagi Mahabharata. Dacă unul zice, domnule, m-a părăsit mama și o să scriu un haiku. Îl scriu. Tancă, vacă, ce-o fi? Scriu. Dar dacă zice unul, m-a părăsit maica Domnului și o să scriu atunci ce faci? Când mai termini? Că nu mai termini. O să mori și o să-ți lasă mâna afară la Macedon scriind. Înțeleg ce zic. Acum tovarășul Cioran, ca să-l numim puțin mai impropriu, deși era și el un camarad. Tovarășul Cioran, el a descoperit stilul, avea stil, și mă refer în limba franceză și toate astea. Deși în limba franceză, cel puțin vorbit, e ușor să ai stil, sau chiar și scris, mai nu? Dar dacă ai și voință și determinare, dar el n-a trecut de măsură. Uite, tot de la cântăreața aia vreau să mai citez un vers. Am I out of line? Și repetă versul ăsta. Deci, în loc să-și facă strofele perfecte, noi românii nu obișnuiam chiar așa. Bine, mai bine. Dar aveam poeți care le făceau randala. Ca Maiacovski. De exemplu, mă gândeam astăzi cum ar fi să scriu o chestie. Uitat. Vezi cum uiți, mă. Dar te obosești, tot scrii. Semăna oarecum cu norul cu pantalonii al lui Maiacovski, dar era mai ceva. Cred că am scris-o, cred că e borcanul cu tera. Bun. Ce vreau să spun? Păi că deci
scrisul și știi când ai ajuns un mare scriitor? Cu asta închei, mamă. Îți dau câteva cazuri. Dar să nu crezi că sunt un Rastignac, nu. Eu nu sunt nici măcar Balzac. Eu sunt un personaj mai idiot care e Balzac. În niciun caz. Inteligentul Rastignac. Nici Moș Votren. Eu sunt Eugenie. Sau Moș Guriot. Sau acel imbecil care, hai că mă duc pe strada aia, o ia pe acolo și sar cu leazul. Aia da. Mă refer în blat. Îs capabil de asemenea baza, dar totdeauna știu, asta nu zic ca scuză, dar știu că când se face dimineață, îmi amintesc un nume pe care nu ți-l spun, care este invariabil. Bun. Cer să fiu iertat. Ce vreau să spun? Vreau să-ți spun ceva. Dar m-am luat cu alte idei. A scrie e un lucru frumos dacă ești scriitor. Pe de altă parte, dacă vrei să scrii mai frumos, mai bag din tobă, știi? Dacă vrei să scrii mai frumos, ar fi bine, dacă ești sănătos, să, în preferabil să mergi undeva la țară sau nu neapărat la țară. Într-un oraș de ăsta, Dover, cum era prima, oraș mic, stai acolo, fai frumos, căsuțe de jucărie și chestii astea și tu îți vezi de munca ta, știi? Pentru că până la urmă, poetul, da, și aici trebuie să revenim, aici, nu care trebuie să spun de la început, dar poetul nu trebuie să facă mare lucru. Uite, eu am avut o prietenă, o foarte bună prietenă mea. Eu încă încerc să rămân prieten cu ea, nu este așa ușor, este o fată foarte bună. Și noi am avut un timp așa de prietenie mai fericită și ea zicea că, domnule, eu sunt cântăreață și eu cânt, fac cu publicul și mă culc. Pentru creier. Deci, cumva ce am făcut eu neputând cânta, ce am făcut eu cu cărțile, citindu-le. Trebuie să-ți lucrezi creierul. Și o metodă de bază ar fi asta. Coica asta, în măghiranul ăsta. Bun, ce vreau să spun? Dom'le, despre poezie. Eu personal și n-am fost încurajat. Și mi s-au respins cărți întregi. Imaginează-ți. Bine, nu mă refer la cele în engleză, dar mi s-a propus să fiu publicat în engleză, dar mă costa 130 de milioane de roll, de lei vechi, la editura europeană. Și am zis, mostule, n-am bani. Tinere, pare rău pentru că ta carte e foarte bună, numai una din ele, am trei. Cartea e foarte bună. Editorul român n-a vrut, că el nu știe engleză, că nu știu ce. Ia. Bun, mai departe ce vreau să spun?
Deci, ca să zic într-un cuvânt, să zicem că ești acel poet al început, care visezi, care ești în lumea locutare. Bun. Acum, într-un fel, Cioran poate nu i s-a permis mai mult, poate nu i s-a permis să fie cărțile mai groase, mai cu stack, că el citise tot marea filozofie. Și chiar mai mult pe mari mistici, toate ele au fost în Spania, de nu știu câte ori, de vreo 6 ori, cu citurul Franței cu bicicleta, parcă. Dar vreau să spun că, bossule, noi o să avem grijă de tine, tu vezi ce scrii, și uite, dacă îți plac aforisme, ne fă aforisme și așa, dincolo. Au vremuri foarte grele, se vânau legionari, se vânau de comuniști, toate erau. Bun. Și ce vreau să spun? Vreau să spun că încep cu acele versuri. Știi, la început, cum a făcut Jimmy Trescott către Cora, când a venit în vacanță, i-a scris în recreație, că toți copiii se duceau afară să se joace și să mănânce și în stânga lui era eleva aia mică și ea, Minnie Phelps, care mai rămăsese la bancă, că aia era casa lui și o gospodărea, casa ei și o gospodărea, băguta ei. Și el stătea acolo și scria pe o bucată de hârtie: O, Cora, vino înapoi și vom fi fericit și vom zbura ca parăsea. Și zice autorul Stephen Crane, care e un tip care seamănă așa cu tine, zice că Jimmy Trescott, care era fiul doctorului din localitate, din comunitate, că, sigur că știa cum se scrie pasăre, ca pasărea, dar acolo, în focul creației, o scris ca parăsea. Și asta mini pers, nu știu cum se întoarce, ce scrie acolo? Și el, deodată, nu știu ce-a făcut, dar s-a simțit stânjenit. Se mai uită că la scară o foaie acolo pe care scrie ceva și el roșu sau stânjenit sau oricum. Zice, vai! Vai, Jimmy îi scrie drăguței sale, vai! Și a ieșit afară din clasă. Asta se petrecea în secolul cu Missy și cu aia. Tot în America. Noua Anglie, parcurs. Pe sub New York, parcurs. Aproape de New York, dar la țară. Și Trescott, ăsta Jimmy, adică, face greșeala fatală. Iese din clasă. Nu, pentru el nu era o problemă să bată fete. Dar acum s-a făcut o încăierare mai mare și unii copii, erau copii, erau tip mini Phelps sau nu, influențați, alții, nu, hai că să vă ia așa, alții, dar erau și băieți care efectiv nu au zis nimic, n-au jignit în niciun fel blazoanele și s-a întâmplat că au luat-o și ei. Și spune mai departe autorul Stephen Crane, atât de destul de puțin, dacă atât de 40 de ani, zice că
Jimmy Trescott, tot romanul despre el. Mai scurt, povestit din Willowville. Jimmy Trescott purta ca un fel de jacket, o rachetă. Și acum începea să-și piardă, știi? Și a fost marea tragedie sentimentelor. Da. No, poate că orice artă izvorăște dintr-o tragedie, dar eu vreau să zic ție, dragă Emi, și uite, o să te las cu ceva frumos și nu mai vreau să epuizez. Știu că l-am epuizat pe Parcovia. Vreau să te las cu ceva frumos, chiar dacă poate nu voi citi niciodată Iob Pilat întreg. Uite, versurile găsite. 127, 143. Eu caut altceva, uite. Să spui mâine într-un vers. Uite cum arată. Dacă le mai găsesc. Acest versuri, în două rânduri, are și într-un rând. Haiku, de fapt, se scria într-un rând, dar se socotea o silabă. Vreau să citesc ceva frumos. Uite, biserică de altă dată. Pe mine să știe mică bisericile m-au adus înapoi. Bisericile. Da, eu vreau să citesc, nu bisericile, la volumul limpezii. Convins că în ziua de astăzi, dacă o mamă sau o bunică, hai să te limpezezi pe față, să te spăl, mă, copilul, copilaș, vin pe ea, că îți dai seama. Cum îți permiți tu să-ți limpezești copila? Nu știi ce? N-ai citit nou dicționar Du? Astea am citit eu pe aici, dar vreau să citesc ceva frumos. Este cu tot la cuprins. Uite, amor pe prut. Miorcan cred că era mai pe prut. Și Florica mai spre Torsura Buzăului sau fine până. Mai spre Muntenia. Acolo la Torsura Buzăului sunt oameni foarte deștepți. Este mare poet. Balci, înainte de Balci. Care tu vede, uite, oglinda fermecată. Casa cu Liliac. Oh.
Sfânta din copac, biserica lui Hulia, casa din deal, comoara de fruct am găsit. Odaia bunicului. Na bun. Deci, cămara de fructe 50 ceva. Sunt stipărite așa, să nu le poată citi poporenii. Asta au făcut. Nu au făcut, în anii 60, România avea adevărate cărți de lux. Autori străini, francezi, chestii. Rabelais și la Petrarca, la italian, la Rabelais și la Villon și la chestii. No, dar după aia, vezi, aici este un aspect al păunescenismului obzecist, ca să zicem așa. Amândoi s-au întâlnit și au luat-o pe Cornic. Și noi nu am mai citit că lumina s-a scumpit. No, unii ești că... Așa... Nu. Pe aici trebuie să fie. Am găsit. Cămara de fructe. Iată, să și traduc. Cămara de fructe înseamnă fruit cellar. Deci ăsta este bossul. E adevărat că arată el așa mai la american, nu? Dar e un beat foarte bun. Și eu cred că există corespondențe, pentru că nobili de mari știm că se țin de prostii. Dar poezia e foarte frumoasă. Frumoasă, să vedeți. Cămara de fructe. Să o citesc mai tine, română. Cămara de fructe. Deschid cu teamă ușa cămării de altă dată, cu cheia ruginia raiului oprit. Trezind în taina mare a poamelor smerit, mireasma și răcoarea și umbră lor. Uitată, omul ăsta era mort în 45, nu prins comunismul. Mă prinde amintirea în vânătul ei fum, prin care cresc pe polici și rafturi ca pe ruguri, arzând în umbră piersici de jar și albaștri struguri și pere de aur roșu cu flacări de parfum. Șovoitor ca robul ce calcă o comoară din basmul cu 1001 de nopți mă închin, văd pepeni verzi, smaragde cu miezul de rubin și tămâioșii galbeni ca soarele de vară. Poezia asta o știa și Lavaș. Așa că mai bine rămâneam la sat. S-aprind fantasmagoric, caise și gutui, trandafirii lampioane și lămpi de aur verde, dar părăsind cămara ce mințile îmi pierde, tot rodul vrăjitoarei cu lacăt îl încui. Deci, this poem says that when he is an adult, he
has the key. Maybe because now he's grown up and a young boyar, the seller woman is not concerned with him getting in there as she was maybe when he was a child. So it's like his philosophy, like you said about the road, you can go somewhere or you can go with your father or your mother or whatever God gives you. I've seen a case in a country, a person lost his job, lost his home, and all he had to do left, everything he had left was a little doggy like this. And they lived together on the streets for 3 years. And then some guys said, look man, don't you want to go, came home to work? You're a healthy person. We can help you. You can make a program. He said, oh, yes, I would. And he took the dog into the apartment with the doggy. And he said, how did you manage for 3 years of homelessness? He said, if I hadn't that doggy, I couldn't have coped with this. Sublime, right? So, and she sees all those treasures, and then what does she do? Takes nothing, steals nothing, right? Because the woman, an old woman, maybe quite old, knows when to give what and what is good, what is not, you know? She knows it's her crop, orchard crop, and then he helps her. Actually, I believe there's one more thing. He checks the lock for her. Well, in English, the poem is something like this. Fruit seller. If I see, and if I can, if I may, I open afraid the door of the long-time seller with a brown key to the forbidden Eden. Awakening in the great secret. Of the fruits, humbled, the scent and the coolness, and the forgotten shadow. I am begot by the memory in her move, smoke through which grow on the planks and shells as of on stakes burning in
burning in shadow. Species of burnt carbon and blue grapes and pears of red gold with flames of perfume. I sway as the slave that which walks on a treasure from the tale of 1001 nights. I surrender. I see green melons, emeralds with ruby core and garden cantaloupe as summer sun. A light in an agora of phantasms, apricots and gutui. Rosy lamp posts and lamp of green gold, but leaving the cellar which my mind loses all the old witch take with locket. I lock down. So poezia, de exemplu, mi se întâmplă și asta de mai mult timp, în fine, în mod. Știi, ești pe punctul, bă, gata, mă, cur, m-am lăsat, nu mai fac nimic, oprești toate și te pui să dormi. Și numai de undeva îți vin niște cuvinte, de la Dumnezeu, îți vin niște cuvinte. Mă, ce faci? Te ridici, n-ai nici pixul la îndemână și a scris în relief, basore, efectiv. Deci, ca să revin, nu orice poet trebuie să scrie și proză, nu orice prozator trebuie să scrie și critică, nu orice critic e poet și nu orice prozator e critic, fiecare face ce face. Ce poate să facă și ce îi place. Înțelegi? Unul ar place să fie profesor.
Dar asta nu înseamnă că nu scriu. Dacă pot scrie. Uite, mergem la domnul Liviu Malița. Arădea, mă. Uite-l. Lucrări publicate. Hai că mi-e profesor, hai să-l citim. Cine a fost, ce a făcut, ce face, că încă trăiește, are 74 de ani acum. Mama a murit la 63. Știi că și Mohamed a murit la 63? Deci, Liviu Malița nu este neam cu... Nu este fiul lui Mircea Malița. Zic ca să se știe. Liviu Malița, născut 27 martie 1959 în Apateu, județul Arad, este un critic și istoric literar român. Biografie. Seamănă într-un fel cu Bistrian. Da, e o mare diferență. A absolvit Facultatea de Filologie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj în 1986. Face parte din gruparea chinoxistă. A lucrat ca profesor 5 ani la Liceul Energetic din Deva, 1986-1990, redactor și secretar general de redacție la revista Apostrof din Cluj, 1990-1991, iar apoi cercetător la Centrul de Studii Transilvane din Cluj. Din 1994 devine lector la Facultatea de Litere din Cluj, în prezent fiind conferențiar la Facultatea de Teatru și Televiziune a Universității Babeș-Bolyai, precum și decan. Uite, acum el e decan al aceeași facultăți. Doctor în litere cu teza poetică a romanului Rebrenian, o lectură psihocritică, 1999. Între anii 1997-2000 a fost consilier teritorial șef al Inspectoratului pentru Cultură al Tetului Olt. Debut absolut cu critică literară la Aradu Literar, 1992, când m-am născut eu. Debutează editorial în volumul colectiv Portret de Grup cu Ioana M. Petrescu, apărut în editura Dacia 1991. Lucrări publicate, volume. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Are 7 cărți. Ultimul a apărut în 2016 și prima a apărut în 97. Deci avem volume, ediții, volume colective. Afilieri, membru al Premiului Uniunii Scriitorilor din România, premiul filiale din Cluj al Premiului Uniunii Scriitorilor 2006. Bun, hai să vedem ce titlul are. Eu, scriitorul. Punct. Condiția omului de liter de Ardeal între cele două războaie. Asta e continuarea titlului. Da, eu, scriitorul. Cluj, Fundația Culturală Română, Centrul de Studii Transilvane, 97. Asta e ceva ca lumea. Apoi, alt Rebreanu. Cluj, editura Cartimpex, 2000. Nicolae Breban, micromonografie, Brașov, editura Aula, 2001. Ceaușescu, critic literar, București, editura Vremea, 2007. Acum știi cum e... Nu vreau să cârtesc, dar... Și Ceaușescu era om, bă. Înțeleg, nu pot să spui acum că dacă ești om... Atunci hai să ne ducem și la... Să vedem... Ceaușescu, matematiciană. Să vedem. A fost Zoe Ceaușescu o genie, un geniu, mai bine zis, sau nu? Sau și ei au făcut calcule și teza, și tezele ăștia. Și apoi alt aspect. Ce mai vreau să zic? Dacă te uiți la unele poze ale lui Ceaușescu, inclusiv când erau toți caghebiștii pe el și inclusiv la procesul care nu s-a dat
pe post. Ceaușescu a avut o atitudine exemplară. Și eu am avut de suferit și eu, pentru că eu din 87 am devenit popă, polițai. Nu, n-am mai avut privilegii eu. Și aveam 5 ani. Nu, și nu mă apuc acum să... Nu, e ca și cum ai zice Mao Maredun. E ceva, bineînțeles că Ceaușescu critic literar, că dar atunci acum rămâne cu colegii, cu Ion Vartic, care ne ia cu Bulgakov și cu Stalin și cu Pasternak și cu nu, deci eu nu cred, și acum mai zic o altă chestie, dacă Ceaușescu era un idiot, eu nu cred, un singur argument dau, pentru că dumneata știi mai bine ce zic, nu cred că Maure îl bifa ca lider. Deci acum, dumneata, bineînțeles, ai trăit, poate ce ai trăit, dar cumva trebuie să mergem înainte și un lucru, știi? Este o idee, asta ideea nu e a lui Ceaușescu, este a lui Barack Obama. O zis, dacă este un cetățean în America, și eu sunt cetățean în America, care suferă, trebuie să o bătrân, trebuie să aleagă între medicamente și chirie, înseamnă că și eu sunt sărac. Dacă un copil nu are acces la educație, dacă un bolnav nu are acces la sănătate, și pot să scriu și eu, să știi, dragul meu domn, ce a însemnat epoca Ceaușescu și să știi că a însemnat o epocă de aur. Se spunea Bancul cu Lizoanca, nu? De să scrii și carte. Real magică sau magică miraculos, cum a fost. Dar aia a fost una. Un antiexemplu. Dar îți spun, dragul meu domn profesor, că te duci cu țedule de medic, înțelegi? Vai de capul tău. Și poate să te doare piciorul, nu neapărat capul. Te duci la doctor și stai acolo la ocazie, ceva în urmă, și vezi, mă, fete de clasa 9-a, 10-a, că stau la ocazie să ducă la școli. Că le-a făcut sistemul, te ia pe tine de nu știu unde și tu te duci la Călan, la Hunedoara, la Deva, la nu știu ce. Numai că să, dacă ești, să te duci la arondismentul tău, să fii sigură și să nu știu ce. După aia, uite, acum câțiva ani, niște câini sau un câine ori mâncat o femeie care mergea pe stradă. După aia, ce s-a întâmplat la Caracal, nu se știe nici până azi. Butoaiele nu au fost deschise. Atunci tu te-a pus să te iei de Ceaușescu, care, bă, ca să-ți spun, domn profesor, a fost ăla, mă, JFK, care și-a dat sângele pentru poporul negru. Acum, poporul negru, dar el și-a dat sângele și după el, ca a avut vicepreședinte, a fost următorul, a fost Lyndon Johnson. Nu. Noi am avut pe Dej, care ca și filozoful Lucrețiu Pătrășcanu, l-a împușcat. De ce l-a împușcat? Pentru că a zis, dragii mei, tovarăși, eu înainte să fiu comunist, sunt român. Cum ești român? În Internaționala? Și Internaționala l-au pușcat. Și după aia, din aceleași motive, duse mai departe, bă, hai să intrăm și noi în ONU, că de nu ne mâncă ăștia de vii, cu cotele, cu armata, cu tot. Armata sovietică plecase, parcă, prin 5-7. No, și ce o să zic? Și Dej a murit. Și Dej... Nu era Pătrășcanu, deja că era un țigan ceferist. Alt martir. Apoi vine Olteanu ăsta din Scornicești. Să duce ca papa peste tot. Pace, pace, nu vă bateți. Stați că vă dau eu. N-aveți orez, lasă că vă trimitem din România. Vă trimitem tractoare românești. Vă trimitem, facem noi de toate, mă, să fie. Numai pace, nu dați cu bomba.
A făcut și imnul ăla, că să zice că i l-a făcut, cine i l-a făcut, trei culori cunosc pe lume, dar ci că o scris și el acolo, bă. Nu. No. Deci, dacă cumva Ceaușescu chiar ar fi critic literar. Pentru că fiecare a fost cu girimeaua lui, știi? Eu nu fac aici politică, eu vreau să arăt valoarea fiecărui om. Dacă Maurer apăra, a mai fost tipul ăla, cum îl cheamă, pe fane ăla, sau în care făcut când ori, și cu Lucrețiu Pătrășcar, când ori înfița partidul. Nu, deci și gândește-te și dumneata, dacă ești mândru de cartea asta. Tu știi ce ai scris în ea, eu nu știu, eu n-am bani să o cumpăr. Dar spun ceva, în vremea aia când oamenii bogați își băteau joc de domnișoare sau de domnișori și când țărănimia ori clăcea pe câmpuri și care se duceau, învățau ea că cizmele sau să facă cizme și din astea și erau vai de capul lor și prin bătăi și prin din astea și dacă te uiți, zic să te uiți la tablou, la foto, că nu, foto arată tot. Uite-te la moaca lui Ceaușescu din tinerețe să vezi dacă era un prost sau dacă nu. Ce te deranjează pe dumneata nu e Ceaușescu. Te deranjează maoismul lui. Și asta a fost păcatul. Ceaușescu că a devenit maoist. Și cu, nu știu acum dacă a fost chiar cu... Era prieten cu tovarășul Kim din Coreea de Nord, dar nu, era mai mult ca tip de practică, cu orașe, cu organizație, dar nu se considera el marele Kim, zic eu. Dar era maoist și vreau să spun că atunci asta a trebuit să fie, a fost maoist din 71 până în 89. Asta e o adevărată domnie, mă, române. Tu-ți dai seama câți ani sunt. Și a fost numit secretar general din 65. Și mai mult. Și s-a făcut președinte prin 75. Nu. Deci, noi am fost, și asta el a spus, și asta, pe nimeni nu mă uit. Vreau să mânce. Unii vreau să mânce. Alții vreau să asculte rock. Fiecare avea damblaua lui. El zicea, fraților, e adevărat. Acum plătim datoriile și ce, dar vă zic că va fi mai bine, zice el. Dar zice, dar măcar suntem independenți. Când a zis Carol I și când a zis Cuza, bă, măcar suntem uniți, mă. Și când a zis Carol I, suntem independenți. După aceea când a zis, măcar suntem regat. După aia în 1908, măcar suntem uniți. România dodoață. Dar asta nu mai contat. Și chiar și Casian Maria Spiridon, nu vreau să fac... El zice că a fost la Revoluție. Ei, și ce ai făcut la Revoluție? Ai fost printre ăia care l-au împușcat pe un voievod, mă. Adică la toți vă place, și îmi pare rău că tai în carne vie, la toți vă place de Eminescu, mie, mai puțin mie, dar dacă vine unul, mă, care chiar, mă, pe gena aia, hai, mă, să fim voievoți, să fim noi, mă, în țara noastră, să nu vină să-și bată alții joc de noi. Că dacă taică-miu n-ar avea etică, ar face din țara asta Hațegului, dacă nu județul, ar face, cum zice în Biblie, pe Domnul mă rung sandalele. Bă, habar n-aveți, mă. Nu. Pe când ăsta a fost un om care a zis, hai mă, așa a zis Eminescu, păi să facem cum a zis Eminescu, să vedem, doar ne-o fi mai bine. Eminescu a murit, Ceaușescu a murit. Eminescu e în cer, Ceaușescu unii. E critic literar. Și îmi pare rău că trebuie să zic toate astea.
Apoi, extemele artei Cluj-Napoca, cent 2010. Literatura eretică, miconomografie, Brașov, teatru Cătăunească, 2016. Cenzura pe înțelesul cenzuraților, Tracos Arte, 2016. Da, asta pot să înțeleg, că Ceaușescu nu era critic literar, că nu era. El era președinte, nu era nici măcar dictator. El era președinte de stat, cum se numește, mai lagăr socialist, așa, astfel. Nu era cum a fost Ana Paucher și trupeții staliniști cu de pe linia Moscovei, veniți și rămași. Dar vreau să zic așa, și să nu uităm că Ana Paucher nici măcar nu a fost executată, cum alți colegi de-a ei au fost executați. Ea a făcut o traducătoare la nu știu ce editură. Și-a lăsat-o să trăiască așa, până prin 68 sau 72, nu mai știu. No, și gândește-te și tu, bă, îți spun, The Man in the Arena speech, nu trebuie să fii critic literar, dar să-l aduci pe Nixon în țară, să te întâlnești cu, cumva, cred că s-or fi întâlnit cu Jimmy Carter, Elizabeta a Marii Britanii a doua, bă, dacă tu crezi că astea sunt făcute de un cur, îmi pare rău. Numai pentru că tu ce îți plăcea atunci, ce îți plăcea? Pink Floyd? Îs Pink Floyd mai bun, așa-i? Pink Floyd? Hai mă, că dacă ar fi Michael Jackson, dar nu-i poate. Și pe ăla cât l-au luat la șuturi. Deci te doare sufletul, mă. Pentru că în timpul lui Ceaușescu s-a împlinit planul lui Dej, pentru care și-a pus viața, un țigan. Care a fost? Să fim independenți. Și prietenia cu China. Și eu îți spun, cât timp n-o să fim apostolii Chinei și ai asei ălea cinstite care muncește pe brânci, o să fim tot timpul, o să dăm cote la ruși, o să ne dăm și copiii din burți să ne mănânce. Și după aia o să zică, a, Ceaușescu, Popescu, Ionescu, Escu, Constantinescu, Malicescu, Varticescu, înțelegi? O să fim proștii lumii. Că noi, și îți mai spun un lucru, domn profesor, îți mai spun un cuvânt din Scriptură, că am spus azi, fiți credincioși oricărei stăpâniri, căci toate sunt de la Dumnezeu. Dacă ești creștin, dacă nu ești creștin, bate joc de cine vrei, bate joc și de mine. Dacă asta înseamnă critica astăzi. Ediții Liviu Rebreanu, Crăișorul Horia. Asta fi probabil o carte care se zice Liviu Rebreanu, nu știu. Editura Cartimpex 1998. Apoi Lovica Rebreanu, Adio până la a doua venire, Epistolar Matern, Cluj Epistolar, Biblioteca Apostrof, 1998. Cenzura în teatru, Documente, 1948. 1989, Cluj, Tura Fundației pentru Studii Europene, 2006. Volume colective, Viața teatrală în și după comunism, Cluj, Tura Fundației pentru Studii Europene, 2006, coordonator. Și mai este un aspect, și cu comunismul ăsta. Uite, domnule, luăm Biblia, Noul Testament, ca să nu avem scârbe, știi? Domnule, au fost comuniști la început. A fost comuniști. Vai, e, da, îți vând, îți dau tot, mă. Îți dau toți moșmonii. Și nu au fost destul. Bă, dar vezi că la băbăciunile de acolo nu le dau, mă. Le dau nu acolo. Păi n-am putut că n-am ajuns și uite că nu. Păi ce creștinism e ăsta, mă? Ce cultură e aici, mă? Ce moșmonii sunt ăștia, mă? Mă, ce apostoli. Mă, ce diaconi. Ia să le dăm noi moșmonii în cap. No, cam asta e perspectiva. Nu zice nimeni că și comuniștii, pentru că eu am cunoscut, frate, probabil și dumneavoastră ai cunoscut, dar eu am cunoscut femei care au fost comuniste ilegaliste, care făceau trafic de arme înainte să fie Carol
poate dat jos și care a trăit până la bâdânci bătrâneți și cu mintea întreagă. Am cunoscut așa oameni. Una babușca. Și nu aveai ce să-ți fie rușine de ea. Chiar noi ne jucam că stătea la parter, ne jucam la ferestrele ei. Am fost și la ea în casă, avea cărți de alea, colecții, dar nu prea multe. Asta era după Revoluție, că s-a născut din 82. Bun, hai acum să mergem la Ion Vartic. Că până la urmă, după cărți, condiția nu-i mai multă. Am fost la Liviu Malița. O merge la Ion Vartic. Ion Vartic, născut 4 octombrie. Pe 4 octombrie am îngropat-o pe bunica mea, Ana. Muncitoare. Ea nu-i critic literar. N-are voie. Și să vă mai spun un lucru. Am vorbit cu doi bătrâni. Adică, nu, bătrânii citeau. Și tata la un prieten de-a meu muri la 90 de ani, sau la 93 de ani, sau la 91. Și mi-a zis că eu am lucrat cu tatăl tău, cu bunicul tău. Era bătrânuc, un bătrânuc. Și ce ați lucrat? L-a zis, tâmplar. Și zic, și bunicul ce era? Când era director. La cooperativa Bucura, sau cum zicea. No, și tipul ăla tâmplar venea acasă, că n-avea televizor, asta era 50 ani, 50 ani, 60 ani. Că după Dej, pe bunicul meu l-au scos. După colectivizare, l-au scos de pe aia. Sau au trecut pe altceva, nu știu. Dar ideea e că venea țăranii acasă, aveau lampă, aveau și stăteau și citeau și liniștiți că noi ne stresăm la laptopurile astea. Mai vine unul, mai face ceva. Dar dacă e fain frumos, o lumină frumoasă, lampă veioză, e o carte, uite, ei, să zicem, și cartea asta, adică nu știu, e cartea asta, citești, fain frumos, nu? Te liniștești. Și mi-a zis că l-am întrebat că ce cărți l-am întrebat, v-a plăcut dumneavoastră ce l-am întrebat? Chema Siminic. Era Luncan de la, dinspre partea cetății Hunedoare, dacă înțelegi, nu spre străi. Zicea Roșu și Negru. Dar zice, eu aia n-am citit-o. Dar zice, dar ce mi-a plăcut mie cel mai mult? Mănăstirea din Par. Tâmplar. Țăran. Nu avea, cred că nici liceu. Avea școala de măsari. Așa. Este un eseist, teatrolog, critic și istor literar român. Biografie, ce este foarte frumos, că e foarte... în linie, așa frumos. Deci, licențiat UBB 67, filologie. Doctor în litere cu teza Ibsen și teatru modern, 88. Eu atunci l-am văzut pe Ibsen. Debut absolut în revista Tribuna 68, un eseu despre Radu Stanca. Da. Radu Stanca, un tip ca lumea, dar eu zic că a greșit că a vrut să se ducă la București. Mai bine mergea la Cluj. El nici nu a trăit atâta, nu știu cât a trăit, dar știi cum e, mai bine te iau în locotenent la întrebări, zic un asemenea om pe el, decât să te ia coloneii de la București. Un fel de, știi? Că și aici, la sat, mergi frumos pe când, faci niște poze, ba, cu niște spini, un copac, un zarzăr înflorit. Acum nu mai zarzări, acum lilieci. Fii acasă, împrospătat. Ce să te duci pe acolo? În București e taxă de parcare, frate. Dacă nu ai bani, nu poți să parchezi nimic. Se termină benzina, ce faci?
cine? Și după aceea ce faci? Ieși cu bidonul pe Kiselev să-ți dea unul motorină. Cine îți dă ție pe Kiselev motorină? Mai un nebun ca tine. Membru al grupării literare Echinox. Animator al grupării Ars Amatoria. Asta mie nu mi-a plăcut. De-aia nu l-am citit pe Ovidiu. Am citit cât am putut, dar am tot dat. Am citit Tristele și, din Tristele și Ponticele. Cunosc. Și eu chiar am teza mea. Am visat-o, dar am uitat-o. Deci, ideea este că Pavel, care a trăit după ce Ovidiu murise și probabil căzuse în mare succes, el era Ovidiu. Și ceilalți apostoli din, adică nu neapărat apostoli, ăia epistolari, vreau să zic, deci cei care scriau epistole sacre, cum ar fi Petru, Ioan, ăștia ăia mari, ăia ar fi Flacus și Maro. Hai să zicem că Maro îi Flacus și Maro. Asta e absurd. Adică Maro îi Ioan. Asta vreau să spun. Și Flacus și Petru. Și de ce zic asta? Uite, Petru are ode și satire. Și arta poetică pe această piatră. Bun. În același timp, de ce am zis eu că Maro îi Ioan, evanghelistul și epistolarul, teologul și cel care a îngrijit-o până la dânci bătrâneți pe Maria? De ce? Pentru că Maro, ca și mitul lui Mozart, a murit înainte să-și termine Eneida. Cartea cea mai importantă, nu? Acum sunt niște chestii teologico-filologice, nu? Ce țin de litere, cum am zis, așa. Dar vreau să zic că avem acea venerație, nu? Deci, când a murit Iisus, sau putem spune când s-a înălțat Iisus, cumva a avut un dor pentru Maică-sa, Roma, nu? Și pentru acel băiat pe care îl lăsa în urmă. Deci de asta zic, pentru că Publius Vergilius Maro nu era un scârțar. Era un băiat foarte sensibil, era un băiat slăbuț, nu era un cărturar din ăla. Hai că scriu eu acum, ce vrei să-ți scriu? Hai că-ți scriu imediat. Iau plaivazul și scriu aici. Toate ți le scriu, nu mă. Ăla a fost și deci i-a dat, parcă tot Megena, dacă nu Augustus, în fine, au prieteni, nu? Și i-a dat un loc liniștit, dar el mai are și altceva, parcă mai are, nu știu, Georgice sau nu știu exact ce mai are, poezie bucolică, dar a murit înainte să termine Eneida și companionii lui în ale poeziei, și asta e un lucru care chiar mă gândeam. Domnule, ascultă-mă pe mine, ce să le-a universități? Nu mai termine omul cu învățatul. Asta e bine să nu termini cu învățatul, dar să înveți să citești, să toate, ce, să te exprimi să așa, să fii homo sapiens și după aia să muncești. Înțelegi? Uite, Dumitale, nu ți-ar fi stricat 2 ore pe zi să faci scalțe românești? Să pui acolo ștampila.
made in Romania. Ți-ar fi stricat? Nu ți-ar fi venit mai mult venit? Ar fi fost plus valoare la țara noastră de atunci, de acum, de oricând. Deci, dacă rabinii se zice că fac din asta. Și ca să nu-ți mai zic, câte idei îți vin în cap, nu faci din asta. Acum că cizmari, de cizmari e nevoie România, sau era nevoie, de ce? Că era glod peste tot. La oraș era glod, aici era glod, erau pietre, erau mai de. Dar decât să fim o țară care tot să ne luăm ori cu bogații să-și ia Adidas din vest, iar săracii să-și ia Adidas din est, mai bine să avem o clasă de meșteșugari. Ce e rău? Ăștia au ridicat Olanda. Câți Vermeeri crezi că există? Sau Rembrandt? Nu, să tragi cu tunul și tot nu-i faci. Să le dai totul la... Uite, cât e țara asta, numai icoane și vezi să picteze? Mă măzgălesc pe... Ce am făcut? Mă zgălesc pe zidul toate porcărie. Nu-i vezi pe unul, mă. Să, bă, bunică mea, bă, făcea icoane, mă. Hai să mă duc și eu, mă. Unde? La București, la Cluj, la Iași, la Timișoara, la Oradea, la Vărădia de Mur. Să mă duc, mă, să învăț, mă, să fac și eu icoane, mă, ca bunic. Nu vezi din ăștia. Știi? Și dacă îi vezi, sclavi pe la ceva construcții faraonice. Deja nu mai are artistul personalitate. Și Andrei Rublev, să zic așa, sau Pârvu Mutu, dacă ar veni să lucreze la catedrala asta care se face acum, bă, frate, eu nu pot să-ți o pictez. Dacă vrei, o dăm cu spray. Îi chemăm pe ei cu spray-ul. Nu, iar chestia asta că nu știe ungurește, păi nu e nicio problemă, pentru că la eu am fost la Cluj și la Cluj nici ungurii nu știe românește. Nu știu. Nu știu. Am stat odată la o masă, nu știu ce local, cu mai mulți maghiari, tineri. De asta zic că nu... Mie îmi plac maghiari. Și eu sunt un pic maghiar. Chiar am un titlu de ceva, sensibilitate maghiară, dar nu știu dacă l-ai folosit vreodată. Da, tata când a auzit a făcut infarct. Deci care a făcut infarct. S-a supărat pe mine. Da, bun. Și stăteam acolo în localul ăla. Nu. Beam eu un suc sau ce. Și ăia toți vorbeau, erau rocheri, punkeri, ce erau. Vorbeau pe ungurești și ca și cazacii de pe bol. Lângă mine stătea unul care îmi traducea. El era tot maghiar, poate erau secui, poate, nu știu. Tot maghiar, dar el știa și românești. Și eu, nu. De amiciție, de prietenie, am stat cu ei. Nu ca să beau sau să beau de pe ei, să te... Nu. Să... Nu. Eram în... Orașul mare, nu? Și ce se întâmpla de fapt? Ăia erau pe treaba lor, iar motivul pentru care tipul ăla îmi traducea mie era pentru că îi plăcea de mine. Prinsese drag de mine, ca să mă explic așa mai vurdembraniește. Numai că nu-mi cânta, te plac. Cum să stau eu într-un așa oraș? Și așa oraș, toate orașele lumii. Nu e unul care să zici că nu. Și îți mai zic un exemplu, domn profesor. Prietenul ăla care au zis ce am zis în 30, ăla cu foamea. A stat făcut 3 zile foame cu toată familia și a venit iară mâncare pe masă. Îmi zicea cum ar asta e un gând a avut omul un gând în timpul comunismului. Asta a fost, e asta un fel de
tratament nu fabulatoriu, ci biblicitoriu. A zis bătrânul ăsta, prietenul cel mai bun. A zis, și mai în vârstă ca tatăl meu cu 14 ani. Da, e mort din 2005. Și familia lui să nu mă vadă în ochi. Și zice bătrânul, cum ar fi? Că eu nu știu cum, că în America, de exemplu, erau unele orașe în care toți erau credincioși. Altele, toți erau pistolari. Altele, în vremea de început. Așa se spune. Nu știu dacă așa. Dar zice, cum ar fi dacă noi am avea o țară, o zis el, nu. Să fim toți acolo baptiști. Sau așa că au zis baptiști. Pocăiți. O țară de pocăiți. Aveți aici medalionul. Asta să fie harta. Și acolo să fie numai pocăiți. Dar noi și ne-am gândit. Eu nu m-am gândit chiar prea mult, că nu credeam în așa ceva. Zice bătrânul, da, probabil că nici așa n-ar funcționa. Pentru că și cu pocăința asta, e cum e cu cultura. Te ții de ea, o ai, nu te ții de ea, o pierzi. Da, domn profesor, am avut parte de mare cultură. Uite, cartea asta mi-a cumpărat-o tata și rândurile astea le-am scris în camera 13, unde se dădea cu soluții chimice în fiecare seară pe jos, în fiecare dimineață pe jos, așa ne trezea, că se făcuse o baie și păstă noapte unii să mai nu vedeau și se piceau pe jos. Și zicea, nu meritați voi, și ne intoxica cu din astea. Despre mine, domn profesor, mai avem 2 ani sau 1 de la Dumnezeu dat. Cei mai mult Bogda proste. Dar după aia îți spun, domnul profesor, că nu mai este. N-am dat-o eu. Înțelegi? Mi-am făcut traiul, mi-am făcut mălaiul, și am de gând să ascult de Iisus. Nu că înjură teatru și sunt conștient că Dumnezeu m-a îndrumat spre teatru pentru că școală ușoară. Și că filmele viac nu o să se compare cu teatru. Cei că în Solarii sau abuzează pe Harry acolo, facem fel și chip în platou și în afara platoului. Sunt serios. Dar sunt și alții, cum a fost tatăl Harry, domnul Bodnarciuc, care a făcut tot respectul. Voi și pace, cât am putut să vă știu. No, dar ideea de teatru... Gândește-te și dumneata se nască teatru în mintea unui veteran de război, Ischel. Toți bețivii aia care se băteau acolo și numele lui Dionisos și ăsta vine de pe front, bătut cu cei mai răi oameni din lume, cu perșii, chinuit. Hai bă, frate. După aia Sofocl, bă, vezi, bă, ce om, Ischel, hai să... Îl ajut un pic. Și poate și așa înțelegem și pe Euripide. Și astfel putem să vedem că toată lumea laudă sinagoga și toată lumea aproape înjură teatru. Dar dacă teatru, nu zic acum, teatru baroc, Biedermeier, nu, teatru când a apărut era un fel de sinagogă grecească. Pentru că dacă citești Sofocle, Persi și mai știu eu ce, și chiar și pe... Uite, citești pe Euripide, care înjură pe zei până la Dumnezeu. Deci nu cumva e pe linie cu Socrate? Ce a zis Socrate când a murit? Bine, dacă voi vreți să beau
ce-mi dați voi să beau, să mor, bine, fraților, executați-mă, dar să știți că eu știu și sunt convins, acum o zic eu, că eu mă voi duce la niște dumnezei mai mari decât zeii Atenei și ai grecilor. Numai că nu o zis și al neamurilor, la popoare. Și atunci eu zic, pe cum la niște dumnezei? Da, sunt pentru mine niște dumnezei mai mari decât acești zei mărunți pe Olimp, pe nu știu unde, care zboară pe așa, ca aia care dă cu sulița, are creastă pe cap, ăia care se fac nu știu cum, Ares și Hephaistos și toți idioții. Nu, lăsați-mă în pace cu prostiile voastre, că eu știu unde mă duc și asta mi s-a întâmplat. Și trebuie să spun chestia asta. Un prieten foarte bun, a avut probleme. Acum când omul are probleme, trebuie să înțelegi că trebuie să plece. Dar nu era chestia de aia atunci. Era încă pastor în comunitatea noastră, pastor baptist, tânăr, cu studii la București, foarte serios și pe cea avea și el Meister Eckhart și trebuie fain. Moses Rosen avea bibliotecă. Și el zicea că metoda lui când cineva nu-i mai dă înapoi o carte, să se roage. Deci nu-i spune. El se roagă să-i dea carte. Și are și el din ăla pentru cărți și zicea numele lui, Ștefan Ghinescu și Meus Liber. Dar și zice, uite, eu nu pot să stau acum, că nu mai stăteam, mai povesteam din cuvântul Domnului, probleme, viață. No. Atunci tratamentul era mai greu. Zice, băi, trebuie să mă duc, că este o priveg sau mormântare, sau ce zice el, la satul Cutare. Și zic eu, frate, păi, de mergea cu mașină, simt. Zic eu, frate, vi-aș vrea să vin și eu cu dumneata, că e, nu e mult mai mare. Nu zice ce au ăsta. Dar era pastor de tineret. A fost de la Youth of Christ. Aș vrea să vin și eu cu dumneata, pentru că Biblia scrie că mai bine e casa de jale decât în casa de petrecere. Mai bine e să fii în casa, asta a zis Solomon. Mai bine e să fii în casa de jale decât în casa de petrecere. Și plecat. Am ajuns în sat, satul era Ciula Mare. Acolo cum intri în sat, era o casă așa mai mare, care nu zic că a avut. Poziția era puțin cam ciudată. Nu? Ca un fel de instituție țărănească. Posibil casa unui pocăit care șolov nu era nici spre stradă, nici prea în spate, nici prea aproape de sat. Era ca la Pontois. Cum se zice, nu? Nu. Și în același timp, da, cred că casa aia a folosit mult ca biserică. Asta era scopul ei. Dar în care se locuia. Nu. Intrăm acolo, multă lume, eu nu știam pe nimeni. Și să știți că din zona aia, din Ciula Mare, dacă așa, a găsit domnul Andrei Rusu doi studenți pe la 1300. Sau cam așa. La Cracovia au studiat, dacă nu greșesc, au studiat lucrurile sfinte și filozofia și din asta. Și apoi, bineînțeles, că au lucrat ca clerici. Dar sunt atestați. Da, bun. Și eu acolo, cum intru, mă uit, acolo era un pat de o singură persoană pe care stătea un bătrân. Dar bătrânul nu era mort. Nu era mare diferență între el și mine, din punctul meu de vedere.
lângă el o femeie îl plângea de nu mai putea. Da? Ne uităm acolo și zice pastorul: uite că eu acum mă pregăteam să vin la dumneavoastră, dar zice, și m-am întâlnit cu fratele ăsta, de la mine, de la biserică, și mi-a zis că ar vrea să vină și el cu mine, pentru că a citit în Scriptură că mai bine în casa de jale decât în casa de petrecere. Că scrie în Biblia asta. Și atunci s-a întâmplat ceva fulger. Nu știu dacă chiar fulger, solemn. Dar oricum, de pe alte vremuri. Și omul ăla nu era un om fixist, așa, fandaxist. Ăla a început să-i zică deodată lui nevastă: Tu să nu plângi, că eu mă duc la Domnul. Și are mai zice: Tu să nu plângi, că eu mă duc la Domnul. Nu, așa priveg n-am pomenit în viața mea. Știam că te duci la priveg, vedeți de acolo. Dar nu. Ăla efectiv, acolo a făcut, ce să zic, rock and roll, pe patul de moarte. Era un bătân așa mai solidoc, mai mare, zdravă. Nu, poate fi fost și el ca și ăla din pisica pe acoperișul. Fervinte, Big Daddy, cine știe. Poți să fii om cât de mare, dacă te prinde la ceva, te prinde, nu? Dar poate să te și repare. Bun, membru al grupării literare Echinox, da. Înțeleg. Voi vreați să vă depătați de stalinism, de treburile astea, de PCUS și așa, cote, țărani bătuți și alte lucruri, și de izme, nu? Pentru că Echinox, se spune Echinoxis, dar nu cred că e corect. Se spune Gruparea Literară Echinox. Suntem oameni, trebuie să vorbim, nu? Că așa o să ajungem să vorbim că aia cu vioara. Echinoxism, stalinism, nazism, pedofilism. Nu? Sau greșesc? Nu. Deci ăștia, ce înțeleg eu? Echinoxul de primăvară, nu? Echinoxul de toamnă. Când e ziua egală. Nu. Stai că îți spun imediat. Solstițiul de vară și solstițiul de iarnă e când ziua egală cu noaptea. Echinoxul de primăvară e când ziua e cea mai lungă. Și echinoxul de toamnă e când ziua e cea mai scurtă. Sau se egale. Le murim și cu altă dată. Animator al grupării Ars Amatoria a îngrijit rubrica dosar a revistei Apostrof. Aici îmi permit să fac comentariu, pentru că nu, îmi pare rău că a trebuit să iau la șutul pe domn profesor Malița, care mi este profesor de suflet. Dar ce este chestia cu Ceaușescu? Dacă vezi pe Ceaușescu sine însuși și dacă vezi și înregistrările alea, și-o zis, vorbesc în Marea Adunare Națională, unde nu era oricine, era Dereu, era Lâncrăjan, era nu știu dacă nu era și Buzura și alții. Oricine, oameni de valoare, nu? Nu putea să spună Buzura, hai să-l împușcăm. Eu știu ce zice. Și eu zis, această, tot ce se face aici, e ca să piardă iară independența României. Pentru că de ce? Asta a fost, și ca să dau o explicație, noi am fost Cuba, noi în anii, noi copiii ne zicea, vrei să vezi noaptea în Cuba? Deci Cuba 63, când au avut prins submarinele de bombe atomice,
și avea Castro cu trupeții lui, avea bombe atomice puse pe asta America, până când Kennedy i-a silit pe ruși și pe Castro să-și le ia înapoi. Kramer nu degeaba fuma el trabuce din ala. Bun. Asta e un aspect. Dar noi românii, stai puțin, că noi românii ne-am trezit, mă. Ne-am trezit în groapă. Tu îți dai seama? Cum l-au dus, mă, la groapă pe, prin 5-4 secunde pe Pătrășcanu? Care a fost, eu l-a semnat, mă, parafat în fondarea Partidului Comunist. Acum, nu înțelegi? Și comuniștii sunt oameni. Toți suntem oameni. Și nu sunt eu bulă în basculă care dau compasiune pe uzură. Nu. Nu. Dar suntem și el fost oameni, și Lucrețiu Pătrășcanu. Și să nu spui că dacă prezint acum o carte de Lucrețiu Pătrășcanu, că nu știu dacă o scrie mai mult, nu ți s-ar părea un tip inteligent. Și un martir. Și ce erau povestirile eroice, în acele povestiri eroice, nu, era greu, după în volumul 3 mai ales, cumva prezenta partea asta, el zicea povestiri eroice, nu, cu Pavel Chinezu, cu tine așa, dar trebuia, eu așa și făcut, să știu că îmi puneam capul jos, dacă știam ce știu acum. Că nu-ți spune nimeni, dacă nu mai. Îl puneam pe Pătrășcanu, îl puneam pe Dej, Țiganu, îl puneam pe Ceaușescu și îl puneam și pe Iliescu. Că nu Iliescu l-a împușcat. Și nu mă refer că l-a împușcat Stănescu. Nu. Sau Popescu. Nu. Ideea e că până și Iliescu nu a putut să-l salveze. De ce? Pentru că a fost prea crâncen, prea poranist. Dacă așa ceva e un depreciativ. A fost prea românesc, prea independent. Și acum, nu, nevastă sa, nu, probabil că există și delirul puterii, da, și asta e adevărat. Există. Cum să nu existe? Dar oamenii nu pot să spun că nu au avut calitate. Acum, un om care bea, care e alcoolic și care bea, eu în ăla nu văd nimic. Că știu ce am fost eu. Dar un om ca Valentin, o fată ca Zoe, care a fost, dacă te uiți pe pagina aici și vezi ce a făcut, un geniu matematic, o fată ca lumea. Apoi să nu uităm că Elena și ea acum a fost și ea a fost ilegalistă, dacă îmi amintesc bine, nu? Nu a fost, nu a luat-o de pe nu știu ce castel, s-a băgat-o. Deci asta vreau să zic că, în fine, nu cred că trebuie să ne judecăm noi, mai ales că suntem români, și mai ales că oamenii ăștia și alții înaintea lor, adică poate și de mâna lor, nu? Și asta adevărat, dar uite, Nicolae Labi și eu cred că acolo a fost un pic, ăla l-a împins un pic, și au știut că Labiș o să facă un pic mai mult. Că de aia se zice, orică unul, orică doi lor împins. Deci, unul era securistul și al doilea era Labiș, care a zis, hai mă, ce mă, tu mă tot împinși, mi-a zis că eu mă arunc eu sub tramvai, zici că se oprește tramvaiul, că îl oprește moșul. Nu m-a mai oprit. E o teorie și asta. Dar ce vreau să spun? Bă, suntem români, mă. Scopul nostru, asta este tragedia României. Una din ele. România are coloană vertebrală. Carpați. Și sub Dunăre, România are zone de influență. Nu, nu, nu ne interesează militar sau... Nu vrem să ne punem a românii, a macedo-românii, istor-românii, italo-românii, albanezii, cine să-i punem pe cruce. Nu.
și așa reduși sub un sistem otoman decrepit, cum a fost după tăierea celor doi a Brâncovanului și fugirea lui Cantemir. Deși asta ne-a dus pe noi, la Bucovina, poate și la Giurgiu, cealaltă parte. Dar vreau să zic că, cum să spun, apoi în Banat, la Sârbi, Voivodina, Novi Sad, Timoc, Vârșet, toate astea. Domnule, acolo trebuie să implementăm. Ceaușescu implementa în Africa. Banciu zice că ducea ce creștea pe plaiurile românești, mâncau tineretul, copiii africani. Asta nu a făcut nici papa. Dar nu, a fost împușcat. Nu, deci asta zic. Cum ar fi fost dacă ar fi volumul 3, că primul volum era cu dacii și romanii, până după Ștefan cel Mare, când i-a arătat la nu știu ce prădător, tătar sau turc sau ce era, că cum fac albinele în prisacă, când se bagă un șoarece la miere, îl îmbracă în ceară. Na bun. După aia e cu unirea și cu independența. Avem pe Mihai Viteazul și să mai fie. Știu eu din Biblie să mai fie. No. Mihai Viteazul până la Cuza și toate alea și cred că până la Marea Unire. Ei bine, al treilea volum e comunist. No, și cu războiul de independență cred că ajunge până la Marea Unire. Dar nu sunt sigur. Poate până la primul război mondial. Bun. Și apoi în volumul 3 apar acești pistruiați, care de fapt nu au existat niciodată. Au fost câțiva ilegaliști în 1821, pe care pe românii numărai cu mâna. A fost unul, nu mai știu cum îl cheamă, Ștefan, Fane, nu știu cum îl cheamă. Ăla a fost un bătrân. A fost Lucrețiu Pătrășcanu, nu cred că a fost Maurer, care a trăit până în 2000, și alții și așa. Și în schimb au fost mulți evrei, foarte mulți evrei, și alte naționalități. Și au făcut Partidul Comunist când Liga Engleză Biblică tipărea Biblia în România, pe înțelesul poporului. Și s-au încontrat era Biblia de la Ralu Calimac, în 1919. Se tipărise și traducea Cornilescu în 1915 a Cărturiei Creștinului, Pilgrim's Progress, nu? Se tipărise din 1913, cel mai vechi am găsit, Cartea Cântărilor, Cântările Evangheliei, Cântările Frumoase, Cartea Neagră de Cântări. A rămas tot neagră până azi de zi. Se tipărește în America și vine în România. Dar cea a mie a fost tipărită în 87. Am primit-o în 2011 de la bătrânie. Și ce vreau să spun? Dom'le, deci vreau să spun că puțin mai beau niște apă. Stimați ascultători. Cum ar fi fost acum, știi cum e și cu scrisul? Scrisul e și cât ți-l dă Dumnezeu. O să ne mai uităm la domnul Bartic și pe aia la încă o profesoară și pe aia închidem. Dar vreau să zic atunci ceva. Cum ar fi fost? Deci, domnule, aici nu e vorba de cărți mari. Nu-i Faust, nu-i, nu știu că, Diavoliada, nu asta e. Sau nu știu ce, nu știu cum. Dom'le, volumul 3, ăla cu comuniști, cu pistruiați, cu așa, cu nu știu cum,
cu ăla care smulgea firele. Nu, bun. Și apoi Ceaușescu, nu știu dacă deja apare. Deci asta era maoismul. Aici, într-un fel, are dreptate domnul Malița, în ce sens? Excesele maoismului. Foarte, foarte mari. Dar cu ce prețuri și cu ce dragoge, nu? Ei bine, ce zic eu? Dacă, uite, s-ar fi păstrat așa, s-ar fi fost un om cu cap, Maură, de exemplu, sau altul, că nu știu încă, dar oricum ăla a fost. Dar s-ar fi făcut un comitet. Și să zică, domnule, noi vrem să prezentăm pe... Să prezentăm secolul 20, că deja se termina secolul 20. Mai ții minte când trăiam în secolul 20. Și să prezentăm România și României așa cum a fost. Și știi cum e? Ca la Bibliile alea pentru copii, alea tipăite în Hong Kong, 90. Nu trebuie să minți. Pui, uite, ăsta e Gedeon, îl arăt în desen. Dumnezeu i-a zis, ia o lampă, ia o flacără, ia 300 de oameni la fel și o vei bate pe filisteni. Păi tu ești judecător, te-am pus judecător ca să aperi pe poporul meu că o suferi prea mult. Fă asta. Atât e de simplu. Lucru clasic. Oriunde te duci să cumperi ceva. Când auzi clasic, la toți îi se oprește respirația. Nu? Bun. Și atunci ce faci? Păi, în primul rând, că până la Marea Unire nici n-ai probleme. Păi, hai să zici că poporul maghiar, frate cu noi, și că revizioniștii sunt minoritari. Adică mă refer poporul maghiar. Cu Rosler, dai în fras. Nu se zice. Zici că noi am încercat să ajutăm poporul maghiar, că poporul maghiar cu exotismul lui și măreția lui ne-a ajutat mult, chiar și genetic. Și după aia încep și scrii. Acum, tu scrii din punctul de vedere al unui regim comunist, deci tu n-ai idee, n-ai neapărat nevoie să zic una, să te ocupi cu oameni ca Corneliu Zelea Codreanu și doi, să le impuți unor oameni onorabili, poate de la țară, poate din marile metropole, care s-au lăsat păcăliți de asemenea impostori. Nu a fost Corneliu Zelea Codreanu, cum a fost Horia Simina. Cum n-a fost Polihonia de ăla, care a fost om bun și deștept. Cum n-a fost Mircea Eliade. Cum n-a fost mulți. Chiar și Cioran săracu. Ei nu înțelegeau că Cioran delira acolo, pe bandă. China să fie. Da, dar China e de porțelan, e de lus. Ce faci cu ea? Nu. Și ce am să zic? Și apoi ajungi mai acătării. Și hai să zicem că și războiul, că știi, nu vrei să arunci bombe în cap nici la americani, nici la ruși, nici la germani, că și ei să refac. Era și DDR-ul, care era un stat destul de onorabil. Adică era, se spunea, vitrina, să amintesc, vitrina pactului de la Varsovia și comunismul. Poți să investea cel mai mult. Eu am o chitară făcută în DDR. Hai mă, s-a auzit un pun. Să vedeți aici chitară. Ah, uite, eu sunt Manolescu al chitarei clasice. Deci avem aici așa. Aceasta este gama dorică. Aceasta este gama ionică.
Și aceasta este gama corintică. Și apoi, dacă vrei să mergi și mai departe, eu am numit nebunie, se poate și mai departe, dar mai, nu există nebuni. I-au căutat doctorii în toată lumea, i-au căutat și în cur, și nu i-au găsit nebuni. Chiar și nebunii șmecheri, cum zice Pustan. Dar ce există în schimb, ceva de genul Bașo? Există bananieri, nu? Sau nu există? A creat Dumnezeu banana sau n-a creat-o? Pentru că Bașo înseamnă banan. Sau bananier. Deci, ideea mea este că, ca de obicei, că dacă ești corintic, că, scuze, dacă ești doric, cânti doric. Cum mi-a zis mie, un tip când eram, cântă în gamă, domnule, ca Johnny Hooker. Exact aceeași chestie, nu? John, doric, Lee, ionic, Hooker, corintic. Bun, de asta și muzica și are regulile ei. Și ce zic? Deci, hai să zicem că pe ăsta războiul mondial, nu e bine acum copiii să se joace de războiul, nu? Le mai zicem că, uite, că au fost oameni răi, mai baci din alea, știi? Au fost răi, puteau să-i ajute, nu i-au ajutat. Pe Hitler atâta l-au înjurat, apoi Hitler, care era un om ignorant, care nu făcuse nici măcar, să zic, pictura, el, în schimb, avea carismă. Avea un dar de la Dumnezeu și eu cred. Sau, bine, eu așa spun, că Hitler a fost un înger rău trimis de la Dumnezeu ca să chine pe Saul. Pe regele Saul. Știm. Citiți în Scriptură. În care Biblie vreți să găsiți ce v-am zis acum? Pentru că Saul nu a fost credincios Domnului. Și Saul primise ungerea. Atunci Dumnezeu a trimis un înger rău. În ce sens? Nu că e un înger rău care face numai rele. Și... Nu. Un înger care să-l apese, să-l mustre în conștiință. Nu, și în toate astea. Și nu. Și așa l-a venit David ca să cânte la harpă, să-l liniștească. De asta se investește în muzică, nu se investește în, ce să zic, înțelegi? Muzica, cel mai important e muzica care te liniștește. Să putem să stăm lockdown-ul după lockdown. Nu, bun. Și îngrijorări și tulburări. Și ce vreau să zic? Vreau să zic așa, că bine, trece războiul, vine armata eliberatoare, că armata eliberatoare era eliberatoare, asta e adevărat. Deci au venit rușii eliberatori, au fost și americani eliberatori și alții. Cine au vrut să elibereze, au eliberat. Ei au fost aliați. Nu? Și noi ne-am eliberat singuri, cum zice General Tan. Și atunci care e problema? Păi... Și acum începe comunismul. Și acum să zicem clar. Zice, băi, frate, băi, vrei să știi povestea adevărată? Ce ziceau bătânii în viitor, când acum știm ce au zis? Că, uite, zicea unul, măi, eu de la Bârlad și m-am pocăit în 70. Și ziceau, unde te duci? Acolo. Și de ai unde vii? De la biserică. Uite, banditul nu ne-a zis că să duce și la biserică. Tot baptist. La pocăit ăla cu... Ăla s-a născut în 1923 și a murit, a trăit până la 94 de ani. La ultimii 4 ani de viață a trăit la o casă de bătrâni, că nu a mai putut să se poarte și nu a avut pe nimeni.
Bun. Și ce vreau să spun? Zice așa, el era bârlad, pot nu fi bârladul ăsta. Și zice că, înțelegi, țăranul trăiește în lumea lui. Bă. Dacă nu îl înțelegi, nici Dumnezeu nu o să-l înțelegi. Și zice că, moldovenii ce erau ei acolo, puneau porumb, păpușoi, ce puneau ei, și li se făcea păpușoiul. Și la vremea recoltei, ei nu recoltau păpușoiul ca să și-l ducă acasă, să-l facă mămăligă, să-l vândă, să... Înțelegi ce zic? Veneau evreii de la oraș, nu știu ce oraș e prin zona Bârladului, și îl luau la preț de producător. Înțelegi? Și după aia se duceau cu porumbul la oraș și îl vândeau poate la 6 piei, la 6 prețuri. Și atunci normal că românii, normal, nu-i normal, dar suntem oameni, mă. Noi am muncit și ăsta e pământ românesc și tu care îți bați joc de Dumnezeu meu și cu Moise al tău, vii la mine să mă jefuiești așa și să-mi dai 2 bani. Că și Creangă o scris, punguța cu 2 bani, aia în fond ce sens avea, nu? Că Creangă e scriitorul țăranilor, până la urmă. Că ești copil, că ești de 80 de ani, tot țăran ești, tot Creangă citești. Mai mult sau mai puțin. Deci asta e ce vreau să spun, că era incalificabil ce se făcea. Și în schimb, la Cernăuți, că noi am stat în Cernăuți și aveam și casă la marginea Cernăuțului, de Mahala, unde stăteau bunicii și țineau gospodărie țărănească și așa. Când mergea bunica mea, mama lui tata, avem poză cu ea la mormânt, când mergea la școală, a făcut numai șapte clase, avea talent la pictură, a făcut numai 7 clase pentru că ea trebuia să preia afacerea familiei, dar ne-a scos Stalin afară din casă de 2 ori. Aia ne-am refugiat și de la București, ne-au scos alții și așa au fost. Dar ce vreau să zic? Când mergea la școală sâmbăta, portarul de la sinagogă, tatăl stăbunicu, Leon Ruptaș, căsătorit cu Olimpia Grosu, avea băcănie. Băcănie era lucru mare, era acolo de toate. Eu așa cred. Și am văzut, avem și când trăgeau alea de metal, așa, erau goodies acolo, erau averi. Mă refer ce se mânca, și poate cuie sau altceva. No, și portarul sau așa de la sinagogă o chema pe bunica mea. Bunica mea era în gimnaziu, dar nu mai făcut școală. Și o ruga să aprindă lumina. În sinagoga, nu știu ce sinagogă, din Cernăuți. Știu că la un moment dat românii au incendiat pe sinagoga mare din Cernăuți. Nu știu dacă sinagoga mare era prins becul în aia, dar poate. Poate în alta, nu cred că e chiar atât de relevant, dar știu că acasă la ICA avea becuri, cum n-am mai văzut până atunci în viața mea. Așa se răsuceau. Deci nu apă stai așa. Ci trebuia să le întorci așa. Deci e posibil să a prins chiar la sinagoga mare. Ai mi-o povestit după ce a făcut Alzheimer. Asta am uitat să vă spun. Vă spun, dacă ai bunică care are Alzheimer, deși acum se vindecă și asta. Doctorul meu mi-a făcut odată 2 sau 3 perfuzii și mi-a zis, gata, Felix, tu nu o să-l faci niciodată Alzheimer, că ți-am dat treaba ta. Descoperiri. Dar teoria mea ar fi, și dacă ai să zicem că ai o bunică și o mătușă, sora ei, cu Alzheimer, cum a fost
că și o soră de-a bunicii a făcut pază. Ia-le și pune-le împreună, să vezi ce bine o să înțeleagă. Și tu stai arbitru. Să apucă, ți-amintești că ce-a făcut acolo și nu știu cum. Ca Uncle Leo cu Nana. Numai că Uncle Leo avea secrete de ascuns. Ăștia o să-și amintească ca fetele de școală. Cum mergeam la școală, mă, da, ce botine aveam, bă, frate, bă, ce era frumos. Era frumos. Asta vreau să zic. No, bun, citim mai departe. Am găsit rubrica dosar a revistei Apostrof. Domnule profesor, știi, te lupți o viață. Și e chiar la dosar vreau să mă refer. Dosarul meu și al tatălui meu. Da, da, poate nu știi. Poate știi. Nu asta contează. Domnule drag. Ce sunt cărțile? Sunt niște obiecte de hârtie pe care să le... Nu. Nu vom ști. Acum ziceau într-o vreme că dischetele. Fost tipul ăla cu cartea pe dischete. Calculator 92. Că nu știu ce. Că e-book. Că nu știu cum. Poate să apară cartea holografică. Poate să apară cartea în spațiu. Cum o fi? E carte. Din punctul meu de vedere, o carte este un autor, fie el și Bustos Domec, deci când știi ce faci, și un titlu. Poate și o imagine, de ce nu? Este și copii pe lumea asta. Bun. Ce vreau să zic? Vreau să zic că să zicem că eu mor. Și eu aici e toată avuția mea în casa asta care e un templu. Ele, cărțile astea mă vor însoți cum cântă fata aia. Dar o listă, un dosar, deci Titu George Ardeleanu, N. Steinhardt și Paradoxurile Libertății, Humanitas, Anul Cutare. Punct. După aia... Jack London, 3 volume, opere alese, 66. Moby Dick, Jvec, Mircea Zaciu, un volum din jurnal. Ce mai e pe acolo, frate? Balzac, Goethe, Schiller, sau ce-o fi. O istorie sinceră a poporului român, Balzac 1. Cărți englezești, cărți americane, carte, antologie de poezie, Oxford. Vârstele peliculei, filmele mute. Kafka. Tolstoi. După Tolstoi. Cetatea antică de F. de Coulanges. Înțelegi ce zic? Cărțile se vor distruge. Chiar dacă le închizi în vid, tot se vor distruge și nu vei mai face nimic cu ele. În clipa de față, ceea ce contează e ca această bibliotecă, care are cam 8.000 de titluri, să fie citită și să ne rugăm să avem timp, dacă va da Dumnezeu milă mai mare decât milă mai mare, și să citim. Și apoi cineva să ne ajute, pentru că aici oamenii nu prea au capacitatea, să facă acest index, acest dosar al acestei biblioteci. Și după ce ultimul titlu este pus acolo din bibliotecă,
biblioteca nu mai contează. Biblioteca poate să se ducă în vid. Știi care este vidul? WC-ul. Poate să fie trimisă în spațiu. Nu mai contează. Sunt niște biete cărți, niște biete terfeloage. E important cine le-a scris, cum se numesc. E importantă și editura, fie și politică. Și e important data și nu, putem copia dedicații, nu? Treburi din asta. Bun. Și ce vreau să zic? După aia vor veni alți oameni mai vrednici ca noi, care vor lua toate aceste cărți, nu toate astea, nu astea poate, poate astea, poate alte numere de aceeași ediție, și le vor face biblioteca lui Asorbani. Și apoi va trece timpul și când noi vom fi un praf nedefinit pe undeva, dumneata pe undeva, eu pe altundeva, fiecare pe unde știe, cineva va deschide carte și va zice, uite aici, familia lui profesor. Înțelegi? Ca să nu mai zic că după că cealaltă ieșire din după cealaltă ieșire, știi, din placa turnantă, ajungi la anticari. La mari anticari. Și astfel noi generații ajungem la acces la niște cărți. Și asta este bine, dar noi avem indexul. Ăla nu se schimbă. Cărțile sunt astea. Nu băgă, nu putem băga ce nu îi. Nu putem lua ce îi din index. Aia ne interesează. Că după aia știi cum îi. Dai 50 de lei, 60 de lei și îți cumperi la loc. Dacă vrei să citești istoria literaturii române a lui Călinescu din 82. Atâta costă. Nu. Asta e un aspect și probabil că există și anumite cărți care sunt cum se numesc? Invizibile. Așa că, ce să zic, frate? E bine, iubirea. Nu vreau să crezi, domn profesor, că te disprețuiesc pentru ars amatoria, cumva, nu știu cum și nu știu cum. Nu. Eu disprețuiesc cartea pentru că ni se cita din ea. Înțelegi? Ars amandi, nu? Dar pentru mine, amandi era mai mult o amandină. Ia ce aș mânca eu o amandină. Profesor de literatură comparată.